Bună seara tuturor și bine ați venit la webinar. Îmi bucur tare mult să vă am alături în această seară. Salutare răzvan, Adrian, Tea, Manuela, bună, bine ați venit! Sper că sunteți bine și că aveți energie. Avem un webinar plin de surprize și plin de informație. Intrăm imediat în pâine, pentru că am foarte multă informație și vreau să am timp să o parcurg împreună cu voi. Să nu ne întindem mai mult decât am promis, ca și timp. Dragii mei, numele meu este Mihai Chițoiu și sunt specialist din 2016. O să fiu gazda voastră, ca să zic așa, pentru acest webinar. Vă împărtășesc cu mare drag tot ceea ce știu eu despre subiectul webinarului de astăzi și rugămintea mea este pentru voi, pentru a putea avea un webinar fără întreruperi, să aveți o calitate bună la internet, ce puteți să faceți pentru acest lucru este să închideți celelalte taburi de YouTube, de WhatsApp și așa mai departe și să lăsați doar tabul cu webinarul. De preferat este, dacă aveți posibilitatea, este să fiți de pe laptop sau de pe calculator, pentru că este posibil ca unele slide-uri să nu se vadă foarte, foarte bine pe telefon. Iar din ceea ce știu, pe mobil pentru această web aplicație de webinarii, știu că se vede doar în partea de sus a ecranului și atunci este posibil să nu vedeți anumite informații și să nu pierdeți informații valoroase pentru voi Bun, super, Viorel, uite, zice că este conectat de pe mobil și merge super Super, Viorel, sperăm să se vadă tot webinarul ok și pentru tine Bun, dragii mei, nu o să ne lungim foarte, foarte mult cu prezentările În primul rând, vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să participați la acest webinar și vă garantez că o să se merite din plin. Vreau, vă rog, să vă trageți o foaie un pic, să vă notați undeva pe un note în telefon sau pe calculator, pentru că veți pleca cu siguranță cu informații valoroase, zic eu, și din experiența mea de 5 ani de când fac optimizare SEO. Cu siguranță veți pleca cu cel puțin o idee pe care o puteți pune în practică imediat după webinar câteva reguli de bun simț, ca să zic așa, și de bună desfășurare. Dacă este cineva care pur și simplu nu rezonează cu ceea ce zic sau, mă rog, nu-i place poate ceea ce se prezintă în webinar, rugămintea mea este să-i lase pe ceilalți să se bucure de aceste informații. Timpul e al fiecăruia, dacă nu-ți place, poți să ieși pur și simplu din webinar fără probleme. Așadar, îmi place să avem o atmosferă de prietenie, și să învățăm unii de la alții, eu de la voi și voi de la mine. Bun, haideți să vedem cum se va desfășura webinarul din această seară. Vom avea o mică parte de introducere, tema webinarului. Vă voi spune practic cuprinsul ceea ce veți învăța în acest webinar. Pentru cine este acest webinar, câteva rezultate și câteva explicații despre aceste rezultate ca să vă dați seama și de potențialul optimizării SEO. O voi face o scurtă prezentare de-a mea cu câteva proiecte cu care lucrez sau am lucrat până acum, ca să vă faceți o idee și despre experiența mea în optimizarea SEO. După aceea, o să trecem în următoarea parte, în a doua jumătate a webinarului, care se prezintă sub formă de teorie plus exemple. Vom începe de la zero, și pentru cei care nu știu ceea ce este optimizarea SEO, cât și pentru cei care știu cât de cât ce este optimizarea SEO. La final o să am o propunere pentru cei care vor să aprofundeze, iar la finalul webinarului de tot vom face 10 minute aproximativ sesiune de întrebări și răspunsuri. Rugămintea mea la voi este să aveți întrebările notate undeva, pentru că pe parcursul prezentării, din păcate, nu mă pot uita la chat ca să mă pot concentra pe ceea ce vă voi prezenta, ca să nu pierd vreo informație importantă. Da? Deci vă rog foarte mult, dacă aveți întrebări, Păstrați-le la final. Iar atunci când zic start sesiune de întrebări și răspunsuri, lăsați-le vă rog frumos unul după altul și vă promit că răspund la toată lumea. Da? Deci nu plec de aici din webinar până nu răspund la absolut toate întrebările voastre. Bun. Dacă o să apelez și un pic la ajutorul vostru, o singură rugăminte am la voi. În webinar de obicei mai intră persoane și un pic mai târziu. Dacă este cineva care pune o întrebare în chat, dat, fiindcă eu nu o să vă secțiunea de chat pentru că o să o opresc în timpul prezentării, vă rog din suflet să mă ajutați și să-i spuneți să pună întrebarea la sfârșitul webinarului atunci când avem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Bun. Bună seara, Adriana, bine ai venit și tu, Ana Maria și Bogdan. Dragii mei, o să-i dau drumul la prezentare. Perfect. Haideți să vedem ce vom învăța în webinarul de astăzi. Practic te voi învăța cum să crești vânzările și vizibilitatea cu optimizări care te ajută să spui site-ul pe prima pagină din Google. Mai concret un pic vom vorbi despre secțiunea de blog. Atenție, optimizarea SEO se face nu doar pentru secțiunea de blog, nu doar pentru articole de blog ale unui site, ci și pentru categorii de produse sau pagini de prezentare de servicii, cum ar fi, de exemplu, dacă ai o clinică, poate de recuperare medicală, ai un site care vinde, să zicem, asigurare auto și așa mai departe, sau poate ai un magazin online, indiferent de nișa în care activezi. Haideți să vedem despre ce vei învăța astăzi. Practic, vei înțelege ce este SEO de la zero și cum poți să-l folosești ca să crești vânzările și vizibilitatea unei afaceri. Vei afla avantajele optimizării SEO în 2021, adaptat pentru 2021 și de ce optimizarea SEO este una dintre cele mai profitabile abilități prin care poți să faci bani din marketing online sau poți să aduci un site, o afacere care are un site, la momentul de sustenabilitate pe partea de marketing online. O să vedeți diferențe între publicitatea plătită cât și publicitatea, publicitatea între ghilimele, spus organică, cu ajutorul optimizării SEO. Vei învăța cum să pui orice articol de blog pe prima pagină din Google fără să investești banii în reclame. Vei descoperi de câte tipuri este SEO și ce rol are fiecare în creșterea unui site. Îți voi arăta strategia prin care poți să faci SEO de la A la Z, exact așa cum fac și eu. Atenție, este doar pentru secțiunea de blog. Vei afla totul despre cuvintele cheie și despre intenția din spatele unei căutări pe care o face un utilizator pe Google, care practic te va ajuta să înțelegi ce tipuri. De cuvinte cheie, ce tipuri de topicuri trebuie să redactezi astfel încât să ajungi în fața audienței potrivite. Și vei descoperi strategia mea pe care o aplic zi de zi în cadrul agenției mele, împreună cu echipa mea, pentru a ajuta articole de blog redactate de către echipa de content writing pentru clienții noștri ca să ajungă. În prima pagină din Google și de multe ori noi țintim prima poziție și o să-ți arăt și câteva rezultate Să vezi într-adevăr că ceea ce vorbim este vorba de strategie, nu este vorba despre noroc sau șansă da? Bun, Hai să vedem pentru cine este webinarul de astăzi Dacă ești antreprenor și vrei mai mulți clienți și mai multă vizibilitate pe piață și ai un site, evident Atunci este perfect acest webinar pentru tine Sau poate ai uh, un om în echipa ta care se ocupă de parte de marketing și vrei să iei în calcul și optimizarea SEO. Dacă ești specialist în marketing, atunci dacă vrei să oferi serviciul de optimizare SEO, ți se potrivește perfect pentru că îți va fi foarte simplu de înțeles și implementat. Dacă ești freelancer și vrei să-ți dezvolți o afacere în a oferi servicii de SEO, exact cum am pornit și eu de la angajat, am început cu partea de freelancing, iar acum sunt antreprenor full-time, pentru că am deja o echipă în spate care mă ajută să fac toate tascurile uh, cu clienții mei, atunci o să te ajute acest webinar. Și evident, dacă ești interesat de optimizare SEO în general sau poate lucrezi cu o agenție de SEO și vrei să vezi ca în ce oportunități ai putea să mai aduci în plus și poate ei nu ți le-au prezentat până acum. Hai să vă zic câteva probleme frecvente uh, pe care le-am văzut uh, de-a lungul timpului la clienții care vin sau la potențialii clienți care vin uh, la agenția mea. Ei spun că nu vând atât cât și-ar fi dorit, mulți dintre ei plătesc publicitate plătită, însă problema este că devine din ce în ce mai scumpă. Vor să se facă mai vizibil pe piață. Așa cum știam și un pic mai devreme, dau prea mulți bani pe reclame. Probabil unii dintre voi știți, dar Facebook cel puțin și-a schimbat algoritmul cu iOS 14. Inclusiv eu care fac reclame pe Facebook pentru că facem mix de marketing, nu facem doar optimizare SEO. Am observat o creștere dramatic, aș putea spune, în costurile cu reclama pe Facebook. Deci, practic, când ai costuri foarte, foarte mari, ce trebuie să faci este să nu-ți mai ții ouăle în același coș. Da? Le împarți în mai multe coșulețe mai micuțe, astfel încât tu să ai trafic și să ai vânzări din mai multe canale de promovare. Pentru că dacă unul dintre canale nu mai funcționează așa cum ți-ai dori, cel puțin nu pică business-ul cu totul. Da? Gândește dacă business-ul tău s-ar Propulsa doar cu ajutorul reclamelor pe Facebook, gândește ce se întâmplă în momentul în care îți cresc costurile foarte, foarte mult și nu mai ești profitabil. Da? Practic, poți să te duci acasă și să închizi businessul. De aceea trebuie să te gândești și la alte canale de promovare. Și dacă lucrezi deja cu agenții de SEO și vrei să faci tu lucrurile să întâmple, practic, vrei să vezi dacă banii pe care îi oferi către aceste agenții își merită investiția. Am avut surpriza colaborând cu o clinică de recuperare medicală care a venit de la alta agenție către, către mine și i-am prezentat câteva noi oportunități care trebuiau, din punctul meu de vedere, prezentate de mult către ei și, practic, sper ca webinarul de astăzi să te ajute să poți să vezi noi oportunități și după aceea să te duci <laughs> între ghimele, să-i tragi de urechi da? sau cel puțin să faci tu lucrurile să ai rezultate mai bune. Bun, dragii mei, hai să vorbim un pic despre beneficiile SEO. Practic, SEO te ajută să obții vizibilitate cu site-ul tău, fie în toată țara, fie la nivel local, acum depinde de business-ul tău. Ce avem în față aici este un screenshot din Google Search Console. Google Search Console este o aplicație gratuită pusă la dispoziție de către Google pentru a-ți putea monitoriza traficul organic, adică cu ajutorul optimizării SEO de pe site-ul tău, dar și poți vedea alte probleme cu privire la să zicem, expunerea în rezultatele motorului de căutare. Ce vedem aici este în stânga 293 K. acel K reprezintă unitate de măsură, venind de la uh, american, practic, cred că de la englez, cred că de acolo vine. Uh, e bine, acel K reprezintă unitate de măsură și înseamnă 1000, înseamnă că acest site uh, a avut în ultimele 16 luni de zile 293.000 de vizitatori pe site-ul lor. Da? Aici vorbim și de secțiunea de blog și de categoriile de produse. Este un site care vinde produse pentru copii. Și aici vorbim de cărucioare, de rochițe, de hăinuțe și așa mai departe. Rechizite și orice altceva vând, vând ei și ține de nișa de copii. Au foarte multe categorii. Veți vedea pe parcursul prezentării că la unii clienți vă pot arăta site-ul lor, la unii, din păcate, nu putem să arătăm numele lor pentru că este vorba de confidențialitatea contractelor pe care le avem cu aceștia. Da? Însă ne bucurăm de faptul că putem să folosim măcar niște screenshot din afacerea lor. Bun. Practic, ce ați văzut un pic mai devreme a fost pe o perioadă de 16 zile. Aici am pe o perioadă de 30 de zile, de la 1 martie până la 1 aprilie 2021. Practic, lunar are aproximativ 30.000 de vizitatori. Hai să vedem ce înseamnă acest trafic organic pentru acest business. Aici este un screenshot, o imagine din Google Analytics. Google Analytics este un alt instrument de la Google pus la dispoziția celor care au site-uri și poți să monitorizezi mai multe date, cum ar fi vânzările, numărul de vânzări, ce rată de clic ai avut, să zicem, rata de conversie, traficul venit din diverse canale de promovare, email marketing, Facebook, Facebook plătit, dar și Facebook organic în cazul în care faci postări și orice canal de promovare uh, folosești și poți vedea cât și date demografice și multe, multe alte lucruri despre publicul tău, despre oamenii care îți intră practic pe site. Noi aici în față avem un screenshot, vedeți în stânga, în chenarul cu roșu, că scrie trafic organic, deci practic am selectat doar comenzile, doar acele date care îmi vin din optimizarea SEO, Perioada este 1 martie, 31 martie 2021. Ne uităm în chenarul cu roșu de jos. Practic, acele 30.000 de vizite lunare pe care le are acest business se transformă în 91.166 de ron, aproximativ, să zic, în tradus aproape 18.000 de euro ca și vânzare. Ce mai putem vedea tot jos, în partea de jos a pozei, de la stânga la dreapta, avem rata de conversie care este de 4,49%, este destul de bună, să știți, pentru un magazin online. Avem o media comenzii de 205 lei și 481 de achiziții uh, făcute, adică 481 de comenzi și în dreapta de tot avem 576. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă cantitatea, adică numărul de produse uh, introduse în coșurile de cumpărături efectuate pentru o lună de zile. Da, Deci, practic, traficul organic se traduce în 18.000 de euro vânzare pentru acest business în fiecare lună. Da? Depinde și de sezonalitate. Dacă există sezonalitate pentru anumite categorii de produse, atunci cu siguranță va crește acest număr de comenzi. Hai să vedem aici un mic studiu de caz pentru un service auto. Ce vreau să-ți arăt aici este, în acest screenshot din Google Search Console, este că în momentul în care noi am preluat proiectul, acolo unde este săgeata cu roșu, se vede deja o creștere Zic eu, destul de masivă a traficului pe site și a vizibilității acestuia. Acolo avem două linii, ca la EKG. E bine, acest lucru înseamnă numărul de vizitatori și numărul de afișări în Google. Adică, site-ul a început să devină mai vizibil, cât și oamenii au început să intre din ce în ce mai mult și să afle despre serviciile acestui serviciu auto care este din Brașov. Ce vreau să-ți arăt prin această imagine este faptul că, odată ce te pui și faci optimizare SEO, Rezultatele se pot vedea foarte, foarte repede, poate fi o chestiune de zile sau poate fi o chestiune de săptămâni. Da? Depinde acum și de istoricul site-ului, dacă e site nou, dacă este deja site cu, și, cu vechime și ai deja și tu câteva poziționări bunicele în Google, atunci rezultatele pot varia destul de mult. Hai să vedem aici, este vorba de Autovrom, este un service auto din Brașov. Cei care sunteți curioși puteți căuta după webinar, service auto, veți vedea că vrom.ro este în prima poziție din Google. Aici avem un tabel comparativ ca să vedem cum a evoluat proiectul imediat după ce am preluat noi frâiele, ca să zic așa, pentru optimizarea SEO. În partea din stânga avem așa, în chenarul cu roșu, jos de tot 2,06K, înseamnă puțin peste 2000 de vizitatori în ultimele trei luni de zile, adică octombrie-decembrie 2020, iar în partea de sus avem 7,39K, adică practic în comparativ octombrie-decembrie versus ianuarie-martie 2021, practic traficul aproape s-a ă, triplat, e de 2,5 ori ca și creștere, a crescut de la 2.000 la 7.400 de vizitatori aproximativ. Ce mai putem vedea este ă, vizibilitatea site-ului în ,ă, a doua pătrățică unde scrie total afișări. Vedem că în 2020 avea uh, 75.000 de afișări aproximativ, iar deja în 2021 are 148.000 de afișări uh, în Google. Ce înseamnă aceste afișări? Înseamnă că când cineva, de exemplu, caută Service Auto sau orice altceva are legătură cu site-ul clientului, omul vede acele anunțuri organice din prima pagină din Google, dar nu neapărat de click. Da? Valoarea de click este în a treia pătrățică unde scrie valoarea CTR, medie. Este un pic trunchiat acolo mesajul, dar scrie valoarea CTR medie, care se vede că a crescut de la 2,7% la 5%, deci aproape s-a dublat da? și a luat mai mulți vizitatori din Google. De aceea și acele rezultate. Hai să vedem și pentru o clinică de recuperare medicală. Aceeași perioadă comparativă, octombrie-decembrie a avut aproape 11.000 de vizitatori în 3 luni de zile. În ianuarie-martie 2021, deja uh, se apropia de pragul de 25.000 de vizitatori. Deci, la fel, o creștere de 2,5% la 100. Atenție, aceste site-uri nu sunt site-uri care au fost lansate fix acum, dar sunt site-uri cu vechime, au cel puțin câțiva ani pe piață și uh, ne-a fost un pic mai ușor să îl aducem la rezultate mai rapide. Rezultate aducem, însă acum depinde și în cât timp. Hai să vedem aici și pentru un cabinet de psihoterapie din București. Ce vreau să-ți arăt este că nu totul este roz. Adică, până la urmă, în business nu ești numărul unu, știi? Adică, faci reclamă, suntem cei mai tari sau suntem numărul unu. Nu. Aici ce vreau să-ți arăt este că, unde este săgeata cu roșu, atunci am început, practic, preluarea proiectului și am început să facem optimizarea SEO. Se vede deja o creștere, însă nu este atât de spectaculoasă ca la exemplele anterioare. E bine, aici vreau să-ți arăt de fapt că depinde și de nișă. Da? În unele nișe unde concurența este mult mai acerbă, rezultatele se văd un pic mai greuți, dar ce poți observa este că imediat cum am implementat deja, au început să se vadă unele schimbări în bine, însă nu sunt rezultate extraordinare. Cel puțin nu la acel moment. Da? În momentul acesta, acest site are un pic peste 1000 de vizitatori în fiecare lună după aproximativ 6-7 luni, da? ca să-ți faci o idee. Bun, ia să vedem aici un alt exemplu pentru un magazin e-commerce, nișa îmbrăcăminte de fitness. Aici am un prieten, nu am mai făcut săgeată cu roșie, însă am un prieten care are, este producător practic de îmbrăcăminte fitness pentru femei. Iar aici unde se vede creșterea, un pic mai, mai masivă, o creștere rapidă, Aici practic noi ne-am ocupat în două ore aproximativ. I-am zis să facă câteva optimizări de bază pe site-ul lui și l-a ajutat foarte mult să crească și să ocupe una din primele trei poziții din Google pentru ceea ce vinde el. Atenție, acest site are deja un brand foarte mare. Da, nu avem brandul lui, pentru că nu am obținut acordul, dar uh, are un brand foarte mare pentru ceea ce vinde și te ajută foarte, foarte mult. Cu cât ai un brand mai mare, adică ce înseamnă acest lucru? În instrumentele care ți arată cuvintele cheie sau câți oameni caută brandul tău în Google, acolo poți vedea cât de mare este brandul tău și te poți raporta cumva la concurență. Da? Acest site are un brand destul de bunicel pentru ceea ce face el și îl ajută foarte, foarte mult. Deci rezultatele se văd mult mai rapid. Denotat, dacă ai un brand mare, atunci un brand cunoscut, atunci te va ajuta foarte mult, atât în optimizarea SEO, cât și în orice alt canal de promovare, ca și rezultate. Hai să vedem de ce este cel mai bun moment să faci SEO pentru afacerea ta. Un studiu de la Ahrefs, pe 920 de milioane de pagini web, Ahrefs este o aplicație care te ajută, ca și agenție de SEO, să poți să monitorizezi proiectul de SEO, dar și să poți să studiezi concurența. Ei bine, ei zic așa că majoritatea afacerilor, aproximativ 91% dintre ele, nu iau trafic din Google. De ce? Pentru că Majoritatea sunt în a doua pagină din Google, pagina 2, 3, 4, 5, 10, 15 și așa mai departe. Ei bine, noi avem o glumă în industria de SEO și anume că dacă vrei să ascunzi un mort, cel mai bun loc din lume este în a doua pagină din Google pentru că nu o să-l găsească nimeni. Da? Puțini sunt cei care se duc în a doua pagină din Google, sunt convins că și pentru voi este la fel. Te duci în a doua pagină din Google să cauți o informație sau poate un produs de. Poate doar în cazul în care este ceva foarte, foarte tehnic, nu-l comercializează toată lumea sau poate nu găsești acea informație pe peste tot. Bun. Hai să dezbatem un pic câteva mituri: și anume că reclamele pe social media sunt din ce în ce mai scumpe și mai uh, ineficiente. Acest lucru este adevărat. Mi s-a întâmplat inclusiv și mie, ți-am zis un pic uh, mai devreme, de aceea îți recomand să faci un mix de marketing. Majoritatea site-urilor din Nișa ta, dar și din România, nu fac SEO, pentru că SEO în România a început să fie mai cunoscut în urmă cu 3-4 ani de zile, maxim 5 ani de zile. Se făcea SEO și acum 7-8 ani de zile, dar reglementările motorului de căutare pentru România, cel puțin, nu erau atât de uh, avansate. Google a avansat și folosește inteligența artificială și este din ce în ce mai bun în a clasa rezultatele și sunt din ce în ce mai multe cerințe. Ei bine, acum putem să zicem că suntem și noi pe trendul cel bun în România. Da? SEO a venit din Statele Unite. Iar ideea este cu cât în ce mai repede să faci acest lucru, cu atât ai șanse să ajungi lider în nișa ta. Da? Ca să ajungi lider în nișa ta cu ajutorul optimizării SEO, am exemple în care am adus site-uri și în 3 luni de zile, dar sunt și site-uri care au urcat în aproximativ 2 ani de zile, 3 ani de zile pe nișa lor ca să fie printre liderii de nișă. Da? Aici să zicem un exemplu unde site-ul ar urca destul de greu. Ar fi să zicem dacă ești un site de home and deco, poate vinzi unde te bați cu mob expert, Ikea, Jisc și așa mai departe. Branduri care au bugete foarte mari și fac și reclamă la televizor și sunt de foarte mult timp pe piață, au multe magazine și așa mai departe. Costurile pentru optimizarea SEO sunt foarte mici, iar rezultatele pe care le obții îți garantez că merită din plin, pentru că odată ce obții rezultate, la un moment dat poți să pui stop pe butonul de SEO și să nu mai faci cel puțin câteva luni bune, și să ai aceleași rezultate, aceleași vânzări, același număr de vizitatori, sau poate chiar în continuă creștere, datorită muncii pe care ai făcut-o înainte. Și o să-ți arăt un pic mai încolo că în ce ar însemna, practic, un cost în publicitatea plătită, cât și în optimizarea SEO. Bun. Referitor la uh, învățarea optimizării SEO, am primit diverse răspunsuri și întrebări de-a lungul timpului. Uh, mulți mi-au zis că trebuie să fii foarte tehnic. Nu trebuie să fii foarte tehnic și nici nu trebuie să ai abilități de ITist, da? de programator. Gândiți-vă că eu în 2016 eram ospătar pe vas de croazieră, m-am lăsat de această meserie și m-am apucat de marketing online. Într-adevăr, mi-a luat ceva timp să ajung până aici la acest nivel, însă vreau să zic că indiferent de nișa în care activezi, indiferent de ce faci acum, dacă tu vrei să înveți optimizarea SEO, poți să o faci. Ce mi-a fost mie greu a fost că nu am avut toată informația cap coadă pusă la uh, o oaltă. N-ai nevoie de facultate pentru că am Colegi de brazil, specialiști SEO care au renunțat la facultate sau pur și simplu nu au făcut facultate. Nu zic să renunți acum, e un lucru foarte bun să te duci la facultate pentru că ai și anumite beneficii. Deși, din păcate, nu se învață foarte multe lucruri în ziua de azi, concrete pentru 2021, ca să poți să faci SEO. Bun. Se învață în doar câteva luni de zile, am colegi, colaboratori, pe care i-am racolat, ca să zic așa mai țin și traininguri și seminarii și uh, atunci văd, am ochiul format pentru cine este super pregătit ca să facă și această meserie și atunci, uh, în doar câteva luni de zile, îți garantez că poți fi foarte bun dacă te ții de treabă și ești foarte serios, dar trebuie să faci multă practică, evident și trebuie să ai și timp pentru acest lucru dacă îți dorești să faci o meserie din asta. Totul este clar, e logic și fiecare pas are o explicație concretă, în SEO totul este măsurabil, nu există ceva ce nu poți să îl măsori. Și, dacă lucrezi deja în marketing, îți completează perfect celelalte cunoștințe de marketing. Hai să vedem cine sunt eu, și după aceea o să trecem rapid, rapid în, în materie. Eu mă numesc Mihai Chițoiu, sunt specialist eu din 2016. Am lucrat până acum cu mai mult de 150 de clienți. Aici scrie 100, dar este neactualizat. Am până acum 150 de proiecte la activ din mai mult de 40 de nișe diferite. Am lucrat începând de la servicii funerare, clinici de recuperare medicală, serviciuri auto, bitcoin și așa mai departe. Dar practic pe orice domeniu, orice ține de uh, traficul organic și se poate găsi o oportunitate de a atrage potențial clienți, am fost prezent acolo. Am ajutat practic aceste afaceri, atât când lucram în într-o altă agenție de SEO, cât și cât am fost ca freelancer, cât și acum ca antreprenor când am agenția mea, să ajungă în prima pagină din Google, iar multe dintre ele au ajuns în primele top 3 poziții. Și câteva branduri cu care am lucrat: Decathlon, Horbach, unele dintre ele poate o să vă sune mai cunoscute, altele dintre ele sunt business-uri mai micuțe la nivel local, Homelux Bigoti, Masini, Kilostop. Supermercato, poate ați auzit, Edukivi, brandul Edukivi, Physiolife, Autovrum și așa mai departe. Sunt multe, multe alte branduri, dar nu avea rost să le listez pe toate aici. Hai să vedem, dragii mei, ce este SEO. SEO vine de la Search Engine Optimization. Și practic este procesul din spatele unui site care ajută motorul de căutare să înțeleagă ce se află pe fiecare pagină din site-ul tău, dar și utilizatorul să aibă o experiență plăcută și, evident, să scoți în fața lui, practic, produsele sau serviciile pe care tu le vinzi atunci când el caută anumite cuvinte cheie sau topicuri. Când el caută, de exemplu, canapele, dacă site-ul tău este în prima pagină din Google, atunci el va intra pe site-ul tău și ai mari, mari șanse ca tu să poți să vinzi aceste produse. Pe scurt, cam practic asta înseamnă optimizarea SEO. Scopul numărul 1 este să ajungi cât mai sus în prima pagină din Google pe acele cuvinte cheie. Cuvinte cheie se numesc fix acele cuvinte pe care oamenii le caută în Google în diverse feluri. Google are un algoritm și le grupează într-o formă logică, astfel încât tu să te poți folosi de ele în strategia ta de marketing. Și ceea ce este bine la SEO este că obții vizitatori calificați. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că sunt oameni direct interesați de ceea ce vinzi tu sau poate interesați de o informație care are legătură cu ceea ce vinzi tu. Ei bine, nu mai trebuie să alegi după clienți, pentru că acești oameni, dacă ei scriu în Google, să zicem ca și exemplu, canapele extensibile, că tot am dat exemplu de canapele, e bine, atunci cu siguranță ei vor să cumpere canapele. O să-ți arăt un pic mai încolo care sunt tipurile de cuvinte cheie, să-ți dai seama dacă acel om vrea să se informeze sau dacă vrea să cumpere într-un mod direct și cum poți să folosești tu practica asta în avantajul tău în fiecare tip de cuvinte cheie. Și avantajul major este că nu plătești pentru fiecare vizitator sau conversie. Atenție, există un cost în spate pentru optimizarea SEO, însă nu este atât de mare ca la publicitatea plătită. Hai să vedem acum care sunt modalitățile prin care poți ajunge în prima pagină din Google. O să trec pe live aici ca să fie mult mai ușor și vreau să-ți explic exact cum, cum poți să faci. Să zicem că noi căutăm canapele să zicem, extensibile. Da? Să zicem că vrei să te muți într-un apartament nou și vrei să-ți cumperi o canapea extensibilă. Ei bine, dragii mei, aici vedem niște poze. Dacă dai click pe una din ele, o să-l deschid într-un tab nou ca să nu ies de aici. Ne duce pe acest site. Da? Practic ne duce direct către pagina de produs. Ei bine, acest tip de campanie se numește Google Shopping. Vedem că scrie anunț aici, da? anunțuri. Așa, practic, îmi dau seama că este un anunț plătit, da? cu ajutorul platformei Google Ads. Ne ducem un pic mai jos și aici vedem unde este această hartă, secțiunea de Google My Business. Această secțiune apare datorită acestui instrument gratuit de la Google. Se numește Google My Business, este 100% gratuit și îți recomand să-l folosești dacă ai o afacere locală, cu un sediu da? într-un oraș anume, într-un cartier anume. De ce? Pentru că cei care caută, de exemplu, canapele, e bine, poate vor să se ducă la showroom să zicem, uite, euro la Obregea, de exemplu, care este foarte aproape de mine în București, aproximativ 10-15 minute de mers cu mașina. Bun. Și poți să să-ți iei mai multe vizite, da? Deci acestul este gratuit, unde scrie anunțul este plătit. Mergem un pic mai jos și aici vedem niște rezultate. Unde nu scrie anunț, nu scrie nimic. Ei bine, acestea sunt rezultate organice, adică cu ajutorul optimizării SEO. Avem de de Mane, Mag, Ikea, Elvila, Sunt și așa mai departe. Da? Practic avem aceste rezultate ele pot fi maxim 10 sub diverse forme, fie imagini, fie videouri, fie linkuri care duc către pagini, către categorii de produse, articole de blog sau pagini de servicii. Și aici jos vedem că scrie iarăși anunț. Da? Și avem niște mesaje. Avem aici, de exemplu, de la oneliving.ro, canapele extensibile, plus 300 de culori și țesături, da? Aici unde scrie anunț, iarăși se, acești oameni se folosesc de anunțuri plătite cu ajutorul platformei Google Ads. Ei bine, ei plătesc pe click aici. Dacă eu dau click aici, lor le ia 50 de bani, un leu, un leu, 52 lei, depinde de nișă, pentru că aici se licitează exact ca la licitații. Da? Atunci când cineva vrea să cumpere zicem, un tablou de, picaSO de Picasso și cineva zice un milion de dolari, altcineva zice un milion 500 și așa mai departe. Ei bine, nu la sumele acestea, dar cel puțin se licitează. Da? Aici în partea de jos pot apărea maxim patru anunțuri avem aici un 2, 3, depinde, cât toată variază, apar mai puține sau mai multe. Aici, în partea de sus, la anunțuri, poate apărea această secțiune, fie aici sau fie în partea din dreapta aici, în cazul în care sunt și anunțuri, cum le-ai văzut pe cele de mai jos aici, și pot fi maxim 3. Acestea sunt prin Google Ads, acestea sunt cu ajutorul optimizării SEO. Da? Tot cu ajutorul optimizării SEO optimizezi și contul de Google My Business. Hai să vedem cam cât ar costa, poate. Ia să vedem, să tragem aici aplicația Google Ads. Este o aplicație de la Google care mă ajută, de exemplu, să caut uh, cuvinte cheie, canapele extensibile. Ia să vedem. Practic, acest instrument se numește Keyword Planner, unde sunt eu aici, sau planificatorul de cuvinte cheie. Google mă ajută să pot vedea câți oameni caută fix acest cuvânt cheie în fiecare lună. Și hai să vedem. Canapele extensibile am scris. Greșeala mea. Extensibile. Perfect. 33.000 de oameni caută în fiecare lună aproximativ canapele extensibile pe Google sau canapele extensibile aproape 50.000 de oameni. Ce putem vedea aici este sezonalitatea. Da, Vedem ce înseamnă în practic acest volum de 33.000. Înseamnă că Google face o medie pe ultimele 12 luni și zice în luna august de exemplu, au fost 33.000, au fost și 49.500, dacă ne un pic mai în dreapta, 27.100, el face o medie și zice, în medie, în fiecare lună, 33.100 de oameni caută canapele extensibile. Deci, o practic, pot vedea cât de mare este piața. E bine, un calcul foarte simplu în lumea SEO se face așa. De exemplu, dacă ai prima poziție din Google organică cu ajutorul optimizării SEO, exact cum ai văzut aici, să zicem de deman E bine, Dedeman are șansa să ia aproximativ 20-30% din potențialul traficului uh, din Google, pentru care prima poziție din Google. Ia să vedem aici în dreapta ce ne mai arată el. Ne arată suma licitată pentru afișarea în partea de sus a paginii, da? cele mai mici valori, adică în partea de sus aici. Bun. Aici avem un leu 37 pentru. Suma cea mai mare care poate să ți-o ia, să zicem, platforma Google Ads, pentru un singur click. Atenție, oameni buni, dacă faci publicitatea plătită prin Google Ads, e foarte bine să faci mix de marketing, dar vreau să-ți arăt cam cât ai plăti versus optimizarea SEO. 60 de bani, între 60 de bani și 1,37 37. Hai să facem o medie, să zicem că atragi 20% din totalul de trafic, să zicem că ești de demand. Atragi 20% din 33.000. 100 de vizite aproximativ, să zicem ori 0,2, ne dă 6600 de vizite pe lună doar pe categoria de canapele extensibile. Da? Bun. Și acum, dacă facem o medie, să zicem, de 80 de bani ori 0,8, A plătit 5300 de lei aproximativ doar pentru categoria de canapele. Da? Bun. Deci, cam așa se ridică costurile în publicitatea plătită. Într-adevăr, ai rezultate foarte rapide pentru că Apar imediat după ce s-au activat anunțurile, însă pe termen lung gândește-te ce costuri ai. Dacă vin și scaune de bucătărie și mese și ai 100 de categorii sau 30, 40, 50 de categorii, fă tu -o cotea la singur el cam care ar fi costurile. Bun, deci acestea, acestea sunt modalitățile prin care puteți ajunge în prima pagină din Google. Fie organic prin SEO, fie prin publicitate plătită. Hai să vedem care sunt avantajele optimizării SEO. Și anume audiență targetată. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu mai trebuie să te duci în pasul și în piața Unirii din București sau în Timișoara și nimeni să nu fie interesat de ceea ce vinzi tu, pentru că oamenii nu au nevoie fix în acel moment de ceea ce vinzi tu. Și atunci dai și banii pe și pierzi și timpul sau plătești promotorul și poate, poate îți va veni un client. E bine, oamenii în ziua de azi când au nevoie de ceva se duc pe Google. Da? În Facebook funcționează un pic diferit în Facebook, în publicitatea pe Facebook, oamenii au deja o nevoie, tu trebuie să ieși cu niște beneficii în fața lor, astfel încât să le ridici la fileu, ca să zic așa, nevoia pe care o au ei și ceea ce ai tu de oferit. Practic, exact cum ați venit și voi la webinarul din seara aceasta, ați văzut probabil o reclamă pe Facebook și atunci v-ați înscris la webinar și ați auzit de SEO sau știți că vă trebuie optimizare SEO. Așa funcționează cu Facebook. -ul. Trebuie să creezi un pic, să ridici, de fapt, mingea la fileu pentru cei care au acea nevoie. În Google în schimb este mult mai bine pentru că cei care au nevoie se duc în Google și caută într-un mod direct. Bun. Deci practic audiență mult mai targetată. Câștigi brand awareness și vizibilitate. E bine, brand awareness și vizibilitate. Cu cât ai mai mult brand awareness și mai o vizibilitate și mai mare, oamenii vor avea încredere să cumpere uh, de la tine uh, mult mai rapid. Gândește-te de câte ori poate nu ai ezitat să cumperi un produs sau un serviciu de pe un site anume pentru că pur și simplu nu ai auzit de el inclusiv mie mi s-a întâmplat și sunt convins că și ție ți s-a întâmplat cel puțin o viață, o dată în viață, scuze. Bun, hai să zic o poveste foarte interesantă, este un studiu de caz, un site la care am lucrat, când lucram în altă agenție, nu era proiectul meu personal ca agenția acum, dar am lucrat la acel proiect și am ajutat la dezvoltarea strategiei de content marketing. Am ajutat practic acest site, este un site de Home and Deco, să ajungă de la zero, un site nou nouț lansat, în aproximativ 12-14 luni la peste 100.000 de vizitatori în fiecare lună. Gândește-te că din momentul în care a ajuns la această cifră, în următoarele 12 luni sunt deja peste un milion de oameni care află de acest site. Și atunci noi practic folosim acele articole de blog, acel trafic venit din articolul de blog, ca să putem să vindem mai mult, să recuperăm investiția în conte marketing, dar și să facem brand de awareness foarte mare. Da? Bun. Gândește dacă ai plăti reclamă la televizor. Am client care plătește reclamă la televizor și plătește aproximativ 5-6, poate chiar 10.000 de euro pe zi, în funcție de câte canale are, câte canale de televiziune și de câte ori face reclamă la televizor. Un cost exorbitant, dar aici zic un lucru. Dacă e magul, nu ar mai face, de exemplu, publicitate 6 luni, un an de zile, îți garantez 100% că alte site-uri, alte branduri o să le ia fața. Ei bine, acest lucru se întâmplă când nu mai faci publicitate dacă faci publicitate plătită în momentul în care nu mai faci atunci s-a dus și vizibilitatea ta dacă faci publicitatea la televizor e un lucru foarte bun, extraordinar, depinde de mărimea business-ului tău, este foarte bine, dar când nu ai mai făcut publicitate începe să scadă și din brand awareness-ul tău, în schimb în optimizarea SEO, de exemplu, dacă ai un trafic anume pe site, poate chiar în continuă creștere, atunci îl ai într-un mod constant și de acum și peste 5 ani de zile, dacă uh, ai trafic evergreen, adică subiecte, poate pe secțiunea de blog unde oamenii le caută în mod constant, să zicem toaletarea pomilor, care se face în fiecare an la pomi, atunci da, dacă scrii, de exemplu, ce a făcut poate președintele acum două săptămâni la nu conferință, clar, nu este un topic care să aducă trafic în mod constant. Iar dacă ai deja trafic pe categoriile de produse sau pagine de prezentare ale afacerii tale, atunci cu siguranță va fi într-un mod constant și va fi foarte ușor de întreținut. Am zis și un pic mai devreme, nu plătești pentru fiecare vizitator conversie sau click și ai traf constant. E beneficiu major. Hai să vedem acum de câte tipuri este optimizarea SEO. Ea se împarte în trei mari categorii. Și anume, SEO tehnic. Practic aici un specialist SEO se asigură că site-ul este văzut într-un mod corect de către motoarele de căutare. Aici nu vorbim doar de Google, Bing, Yahoo, Zabmeta și multe alte motoare de căutare, însă preponderent Google pentru că 90% dintre utilizatorii din România folosesc Google.ro sau Google.com. Dacă scriu în limba română, automat le apar rezultate în limba română. Avem partea de optimizare SEO on page. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că eu ca specialist SEO trebuie să identific pentru un proiect pe care îl iau, trebuie să identific toate acele cuvinte cheie pentru fiecare pagină din site-ul lui, unde și putem găsi oportunități, care descriu cel mai bine ceea ce vin de clientul meu. Aici să-ți dau un exemplu concret. Dacă tu vin să zicem botine de damă din piele naturală, atunci tu nu trebuie să vrei să ajungi în Google în prima pagină pe botine damă. De ce? Pentru că la o simplă căutare pe Google, dacă te duci și scrii botine damă, e bine, atunci tu vei vedea că dacă intri pe acele site-uri, ei vând botine de damă din diverse materiale, fie textil, fie piele întoarsă, fie piele ecologică, fie piele naturală, fie pânză sau mai știu și eu, cauciuc și alte materiale. La acest lucru trebuie să te raportezi practic și să-ți dai seama că nu e 100% relevant. Dacă tu ai doar botine de damă din piele naturală, atunci acesta este cuvântul tău cheie pentru categoria respectivă de produse. Ce ar mai putea fi poate cuvinte cheie secundare, ca botine damă preț, botine de damă ieftine, dacă sunt ieftine, atenție, să fii și relevant într-adevăr pentru acest cuvânt, atunci toate aceste cuvinte cheie pot fi vizate pentru aceeași categorie de produse. Deci trebuie să fie în SEO cât mai targetat, așa se zice, adică să spui exact, exact cum, cum ai tu produsele în categorie. Sau în pagina de servicii, fie că vin servicii, evident, la fel te vei raporta ca și logică. Și mai avem SEO off-page, așa se numește, sau să zicem native advertising. Ei bine, pentru a putea crește încrederea site-ului tău în fața ă, tatălui nostru, ca să zic așa, nenea Google, ei bine, atunci trebuie ca alte site-uri să scrie despre tine. Iar aceste site-uri care scriu despre tine, despre afacerea ta, despre subiecte legate de afacerea ta și trimit un link către site-ul tău, gen, vezi mai multe detalii aici, să zicem despre botine de damă din piele naturală, ei bine, atunci. Dacă aceste site-uri fac trimitere către tine, ele sunt ca niște recomandări pentru Google. Cu cât ai mai multe și mai de calitate, cu atât ele te vor ajuta să crești pe aceste cuvinte cheie. Atenție, partea de SEO of page o faci după ce ai făcut celelalte două părți, pentru că altfel nu te va ajuta foarte mult. Sau poți să o faci uh, pentru că te va ajuta pentru viitor, dar să nu fie singura ta bază. Da, se numește strategie de link building iar aceste linkuri pe care tu le primești de la alte site-uri se numesc backlink-uri. Asta pe foarte, pe foarte scurt. Hai să vedem care este procesul SEO pentru a avea succes cu un proiect. Practic aici îți arăt cum fac eu SEO de la A la Z, adică care sunt pașii. E bine, avem auditul tehnic. Dacă luăm un proiect nou, trebuie să ne asigurăm că site-ul este văzut într-un mod corect de motorul de căutare. Ce mai facem la audit tehnic? Ne asigurăm că paginile care nu au o valoare din punct de vedere SEO trebuie scoase de la indexare și anume, de exemplu, anumite filtre de categorii de produse dacă e magazin online. Să zicem că ești pe categoria de botine, damă, piele și avem, să zicem, filtru de culoare, filtru de preț, filtru de material. Nu o să caute nimeni botine, damă, piele 30 de lei, să fim serioși, în momentul în care cineva selectează filtru de 30 de lei, să zicem. Bun, iar atunci noi, practic, ce facem? Optimizăm aceste linkuri, uri URL-uri, pentru motorul de căutare. Deci în momentul, o să-ți o să dau ca o mică temă de făcut, când selectezi un filtru pe un site, să te uiți sus în browser, o să vezi că se schimbă, practic, URL-ul. Ei bine, noi trebuie să le, îi spunem motorului de căutare să nu mai vină și să verifice aceste linkuri, pentru că nu ne interesează, din punct de vedere SEO. Evident, depinde de strategie. Unele pot merită să apară în Google, altele nu merită. Depinde de strategia de SEO. Bun, după aceea ce facem? Ne asigurăm că găsim toate cuvintele cheie pentru afacerea respectivă. Și cu ocazia asta vedem și câte cuvinte am găsit, volumul lor total de căutare. Așa cum ai văzut mai devreme cu canapele extensibile, cumulăm totalul de volum pentru toate cuvintele cheie găsite, și în acest fel ne putem face o idee despre cât de mare este piața pentru clientul nostru. Și având practic aceste cifre, putem face o previzionare, evident, socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg, dar măcar poți să-ți faci o idee, zic eu, destul de bună și să știi cam cât trafic ai putea atrage dacă ai fi în primele top 3 poziții și cam câte vânzări ai putea să ai cu site-ul tău. După aceea ne folosim de aceste cuvinte cheie și facem SEO on page, adică le introducem în anumite elemente importante din punct de vedere SEO în fiecare pagină din site, ca motorul de căutare să înțeleagă cât mai bine despre ce este vorba în pagină. Și ne ocupăm, evident, și de user experience, site-ul să fie responsiv, adică să se vadă bine și pe varianta de mobil, și pe tabletă, pe orice tip de dispozitiv, dar și experiența utilizatorului să fie una foarte plăcută atunci când navighează. Și noi avem o regulă înseamnă, în special dacă este în magazin online, utilizatorul trebuie să găsească din maxim 3 clicuri produsul pe care și-l dorește. Dar asta facem pentru toți clienții noștri. Și după aceea trecem la partea de. Native Advertising, de DPR, cu aceste uh, articole publicate în presă, Curierul Național, Adevărul, Antena 1, ProTV, Canal de Viva, Libertatea și așa mai departe. Ei bine, dragii mei, în România aceste articole se plătesc în cea mai mare uh, parte din timp pentru că uh, trebuie să fie plătite. Nu-ți publică nimeni articole despre afacerea ta, dar puțin sunt cei care o fac, sunt și site-uri care o fac, dar sunt foarte, foarte puțini, în special dacă tu ai o afacere. E bine, și după aceea ne ocupăm de secțiunea de blog. O îmbunătățim, facem un audit pe conținutul deja existent, pe articole deja scrise, vedem dacă putem să îmbunătățim ceva acolo și să atragem trafic mai rapid pe secțiunea de blog. Dacă nu, atunci ne apucăm și redactăm articole de blog noi, în jurul obiectului de activitate. Aici am dat un exemplu un pic mai devreme, dar îți mai dau încă un exemplu acum, și anume că dacă tu vin să zicem foarfece pentru tăiat crengi, atunci poți să faci un articol despre toaletarea pomilor, și acolo poți să explici că folosești for pentru ea, cred, și atunci să redirecționezi utilizatorul către categoria ta de produse. Asta doar la nivel de idee, cum putem să folosim traficul din blog și să scriem pentru buyer persona pentru profilul nostru de client. Ei bine, prin articole de blog nu doar că îți mărești șansele să atragi mai mulți clienți, pentru că oricât ai chinii, toate acele cuvinte pentru paginile de vânzare, categorii de produse sau pagini de servicii sunt și ele limitate la un moment dat. Și atunci, cum poți atrage și mai mulți vizitatori și mai mulți potențiali clienți, este să scrii articole de blog care au legătură cu afacerea ta și care ajută utilizatorii. Ele trebuie să aibă o valoare substanțială, să ofere o valoare și într-un mod gratuit, de aceea le scrii utilizatorilor tăi. Și cu ajutorul lor, tu să le câștigi încrederea, să te poziționezi ca și expert în nișa ta și oamenii să revină cu drag la tine pe secțiunea de blog și să citească un articol și de ce nu poate chiar să cumpere ceva. Hai să vedem câteva tooluri, instrumente pentru căutarea de cuvinte cheie. Evident că nu le visăm nici noi noaptea, ci ne folosim de aceste instrumente. Unul l-ai văzut un pic mai devreme și anume Keyword Planner de la Google Ads. Mai avem Topic SEO Monitor și Ahrefs. Ultimul este un instrument premium iar cele două, Topic SEO Monitor este unul gratuit, trebuie doar să-ți faci cont. Google Ads trebuie să-ți faci cont, dar dacă nu ai un cont plătit, nu rulezi o reclamă, de fapt, atunci o să-ți arate un interval gen între caută între 10 oameni și 100 de oameni, între 100 de oameni și 1000 de oameni și tot așa. Dacă rulezi o campanie de aproximativ 10 20 de lei atunci pe lună, atunci vei putea vedea volumul corect de căutare. Deci este o varianta cea mai simplă și mai rapidă și mai bună pentru a căuta cuvintele cheie, iar Ahrefs este mai mult pentru profesioniști, cei care vor să studieze concurența și să facă analize mult mai amănunțite. Are și el câteva instrumente gratuite care pot fi folosite. Vă puteți uita pe site la ei de curiozitate. Hai să vedem acum care sunt tipurile de cuvinte cheie. V-am zis un pic mai devreme că oamenii caută într-un fel anume pe Google. Și anume, eu am identificat patru tipuri de cuvinte cheie și ele sunt bine cunoscute în industria de SEO. Și anume, Cuvinte cheie împărțite în patru moduri: informaționale, unde utilizatorul știe că are o problemă, dar poate nu a identificat soluția, sau vrea pur și simplu să se informeze cu privire la ceva Și aici să-ți dau câteva exemple. Uzura anvelopelor, mă uit să văd cam care sunt parametrii la care trebuie să fiu atent pentru a-mi da seama dacă anvelopele mele, cauciucurile de la mașină sunt uzate și trebuie să-mi cumpăr altele noi, ținute de seară, mă uit despre idei de ținute de seară, tăierea viței de vie, vreau să văd cum se face tenuscat. Știu că am tenul uscat, dar încă nu am găsit soluția potrivită pentru mine noduri pescărești, cum se fac noduri pe scărești. Laptopul meu nu se deschide. Slav Domnului că cel puțin la webinar merge bine <gângă> și suntem ok. Dar dacă laptopul nu se deschide, automat te duci pe Google de pe telefon și cauți care sunt posibile cauze. Iar dacă un site care oferă servicii de reparații laptopul scrie despre acest subiect și îți dă posibile cauze, există mari șanse ca tu să te duci la el dacă este din orașul tău să repari acel laptop sau, mă rog, în ziua de azi trimis totul prin curie și ți-l aduce înapoi dacă băieții sunt meseriași. Bun. Hai să trecem la coloana următoare. O mică paranteză. Vedeți acolo că scrie număr de căutări și niște cifre. Este volumul de căutare pe care vi l-am zis un pic mai devreme. Câți oameni caută în medie în fiecare lună fix acele topicuri. Bun. Cuvintele cheie navigaționale, coloana 2, Practic sunt cuvinte care unde utilizatorul caută să se ducă la undeva, fie la o locație fizică, fie la un website anume. Dacă de exemplu scriu, să zicem, Colgate, ei bine vreau să ajung pe site-ul Colgate. Pot să scriu, de exemplu, ca și de restaurant, plus un nume de restaurant, Mandalu este unul lângă mine aici. Ei bine, vreau să văd poate programul, vreau să intru pe site-ul lor și să văd care este meniul. Dar nu vreau alt restaurant, vreau să ajung fix la acest restaurant. Deci este practic mai mult de direcție. Bun. A treia coloană este cu investigație comercială, adică omul știe ce vrea, dar caută cea mai bună variantă, cea mai bună soluție pentru el. Și aici îți dau un exemplu, cele mai bune învelope. Ei bine, dacă am citit topicul, să zicem, despre uzura învelopelor. și după aceea m-am hotărât că trebuie să-mi schimb anvelopele, apropo, dacă ești, de exemplu, Michelin sau un site care vinde anvelope, clar pot să scriu un topic pe un articol pe topicul uzura învelopelor poți să scrii unul cu cele mai bune anvelope și poți să ai și o categorie de anvelope. E bine aici, omul caută cea mai bună variantă și tu îi prezinți mărcile care sunt cele mai bune, diversi parametri, să zicem, zgomot, eficiență, poate pe ploaie, pe zăpadă și așa mai departe. Alt topic, cum să-ți faci un blog, cea mai bună cremă pentru tenuscat. La fel, dacă omul caută pe Google tenuscat, atunci el caută posibile soluții. Tu dacă ești bioderma, să zicem că sunt destul de cunoscuți, atunci poți îi spui omului potențialele cauze, dar și soluții pe care le are la îndemână și el să zicem că alege o cremă pentru ten uscat, pentru că este mult mai la îndemână. Nu vrea măști, nu vrea seruri, nu vrea, doamne ferește, poate alte tratamente sau operație. Și atunci, bun, bine, operație nu cred că e vorba <laughs> la ten uscat, dar ca idee. Și atunci el caută cea mai bună cremă pentru ten uscat, bank, tu ai venit frumos și e prezentat avantaje, dezavantaje, să zicem pentru câteva tipuri de creme și atunci el o va alege pe cea pe care o consideră potrivită pentru el. Și avem și ultima coloană, cuvinte cheie, tranzacționale, clar, intenție de cumpărare, omul vrea să cumpere anvelope de vară, anvelope de iarnă, anvelope all season, paste de dinți pentru albire, rochii de seară, servicii web design pe partea de servicii, reparații laptopuri iarăși pe partea de servicii, tester auto universal și așa mai departe. E bine, clar, aici oamenii vor să cumpere. Cum îți dai seama de acest lucru? Te duci și tu în Google și faci un exercițiu foarte simplu. Scris, să zicem, pastă de dinți pentru albire, dacă îți apar categorii de produse, este clar că omul vrea să cumpere. Dacă îți apar articole de blog, este clar că omul vrea să se informeze. Și așa, practic, îți dai seama de Intenția din spatele unei căutări. ce își dorește omul de fapt? Își dorește informație sau își dorește să cumpere într-un mod direct? Și atunci trebuie să știi și tu ce trebuie să faci pe site-ul tău. Aici, încă câteva cuvinte de ajutor pentru tine, să te ajute să identifici mult mai rapid aceste tipuri de cuvinte cheie. Cele informaționale au un componență lor. Cum? Cum? Pași prăjitora casei. Ce este? să zicem ce este web design, cine, cine a câștigat campionatul mondial, de ce, de ce e luna pe cer, ghid SEO, tutorial SEO, exemple de, să zicem, cum să umfli un balon cu apă, habar n -am. Cele navigaționale, nume de branduri specifice, nume de produse specifice, dacă se face brand pe nume de produs, tip de serviciu plus brand, să zicem fizioterapie, fiziolife medica, o să zicem un brand, produse plus brand, laptopuri, emag, ca și idee cele informații cu informații comerciale unde oamenii caută cea mai bună soluție, cel mai bun, cele mai bune, top, păreri, recenzii, produs plus atribuții, deci ce în rochii roșii la culoare, mărime, rochi lungi și așa mai departe. Comparații de produse sau servicii, procesorii 5 versus procesorii 7, laptop Asus versus laptopul Lenovo, care este mai bun? Hai să vedem plusuri și minusuri, avantaje, dezavantaje. La cele cu intenție de cumpărare le vei vedea clar, să zicem laptopuri de vânzare, comandă laptopuri, prețuri, laptopuri, laptopuri preț, laptopuri ieftine, oferte laptopuri, reduceri laptopuri, discount, serviciu plus oraș, să zicem fizioterapie București sau sector 4 sau cartier, poate Berceni, servicii sau categorii de produse le-ai văzut și un pic mai devreme, pentru că ți le-am arătat și ai văzut acolo, de exemplu, reparații, laptopuri sau pur și simplu anvelope. Nu mai în că a venit motanul <laughs> și o să-l scot din webinar. <laughs> Bun, perfect. Dragii mei, am deschis secțiunea de chat. Zic că a fost, pentru ce puțin, pentru început, pentru încălzire, destul de multă informație. Lăsați-mi, vă rog frumos, în comentarii dacă totul este clar și am explicat bine și ați înțeles și e totul în regulă pentru voi. E important pentru mine să știu că înțelegeți și că felul meu de a explica este unul pe înțelesul tuturor. Da? Ia un pic o pauză ca să beau o gură de apă și mă uit în secțiunea de comentarii la voi acolo, la chat, să văd răspunsurile voastre. Andor, îmi zice că până acum totul este limpede. Super, mulțumesc foarte mult, Andor. Mă bucur tare mult că este totul clar. Lucian îmi zice un pic am repede, dar este clar. Super. Important este să fie clar, Lucian. Avem multe informații și vreau să apuc să o prezint până la capăt. Uh, Nicu îmi zice dacă sunt costuri mici pentru SEO, uh, dacă pot uh, lămuri. E bine, Nicu, hai să-ți dau o mică paranteză. Așa, un pic mai devreme ai văzut pentru canapele extensibile, dacă ai fost de la început, că ar fi undeva aproximativ, e doar o prognoză. Da, adevăratele costuri le poți afla efectiv când rulezi reclame, dar poți să-ți faci uh, o idee. Uh, pentru un site de home and deco, ca să plătești o agenție, te costă undeva la 8.000 de lei aproximativ. Iar dacă plătești publicitatea plătită, asta pentru toate categoriile vorbesc, să faci SEO la toate, nivele, la toate categoriile de pe site-ul tău, inclusiv secțiunea de blog Iar în Google Ads plătești doar pentru o categorie 5300 de lei aproximativ da? Dacă ai 30, gândește-te cam ce costuri vei avea Asta e doar la nivel de idee să-ți faci o idee Laura mă întreabă cum îl cheamă pe Motan. Îl cheamă Purcel, Laura. Așa l-a strigat de mine și probabil așa s-a obișnuit. Cristian foarte fluent, informații clare. Ne întoarcem, dragii mei, la, la, oile noastre. Alexandra mă întreabă dacă am un curs complet pe care să-l facem plătit. Alexandra, a o propunere pentru un program la final, dar pentru cei care sunt interesați. Da? Mai e un pic până acolo. Ioana, am înțeles, mulțumesc cu mare drag. Ioana, Laurențiu, puteți promova și canalul de YouTube cu SEO? Da, Laurențiu, poți să promovezi și canalul de YouTube. Eu personal nu fac YouTube SEO, dar se face. și e mult mai ușor decât optimizarea SEO pentru site-uri. Da, trebuie să ții cont de câteva lucruri. Deci, practic, dacă înveți optimizarea SEO pentru un site, cu siguranță poți să faci foarte ușor și pentru YouTube. Hai să-ți dau un pont aici, se numește Tube Tube este un instrument unde poți vedea cuvintele cheie și numărul de căutări pe YouTube, efectiv să vezi ce caută oamenii pe ceea ce faci tu. Bun, oana acum specific cum optimizăm eficient paginile. Bun, trecem imediat la acțiune oana, da? Un pic de răbdare. Bun. Perfect, dragii mei, haideți să să trecem înapoi la treabă. Vă rog foarte mult să păstrați întrebările pentru la final, da? Vă promit că vă răspund la toți. Bun, hai să trecem mai departe. Aici avem niște exemple de cuvinte cheie cu volumul de căutare, să zicem amenajare, living, dormitor, două camere, mansardă, să zicem bebeluși în vis primul ajutor în atacul de panică. Sunt niște exemple luate de la proiecte cu care am lucrat înainte. Dar ce îmi place mie să văd este pe live. Haideți să să-ți arăt exact cam cum ar trebui practic să, să vedem rezultatele. Ia să vedem. Îi dau acum share screen. Hai să-ți arăt. am povestit un pic mai devreme de Homeless, da? O să intrăm cu incognito. O să te aici câteva cuvinte cheie ca să-ți dai seama că oamenii chiar caut aceste uh, cuvinte cheie. Și cu ocazia asta, uite, îți mai dau un lucru la care să fii atent și mă bucur tare mult că am deschis chiar pentru acest exercițiu. Amenajare living. Amenajare dormitor. Amenajare mansardă. Amenajare, hall, tot ce ține de amenajare și de încăpere, ca și idee. Amenajare, apartament, două camere. Amenajare, să zicem, uite, suită de lux. Am inventat eu acum o chestie ca să îți arăt de fapt ce, ce trebuie. Bun, dragii mei, aici vedem amenajare living, 5400 de oameni caută în fiecare lună, dormitor 2400, amenajare mansardă 590, 880, apartament două camere 590, amenajare suită lux, vezi că ți arată o liniuță, e bine aici nu face eu pentru că nu caută nimeni despre așa ceva, deci practic scrie acel topic degeaba. Dar noi facem exercițiul acesta pentru secțiunea de blog pentru acest moment. Hai să vedem rezultatele la Homelux. O să luăm așa. Amenajare living. Ne ducem frumos. Oh. Se fac și un pic de reclamă, chiar dacă nu sunt clienții mei fix acum. <laughs> Avem așa. Prima poziție, da? Organică. Dormitor. Ia să vedem. E pe poziția 4 în acest moment. Mansardă. Copiez rezultatul. Poziție din Google, amenajare Hall, prima poziție din Google și tot așa, da? Și chiar și a doua are cu două articole diferite pe același cuvânt cheie, are, uh, are primele două poziții. Bun, hai să vedem și pentru un client de-al meu, și anume Autovrom din Brașov. Sintome termostat defecte. Hai să vedem, e un articol, cred că e publicat de curând. Hai să vedem dacă a ajuns în prima pagină acesta. Ia un pic până se indexează, să știți paginile, până ajung în prima pagină din Google, dar nu ajung neapărat în trei zile, deși am întâlnit cazuri în care sunt și în trei zile. Bun, acesta cel puțin nu este în acest moment. Ia să vedem, sunt curios. Mă duc un pic în a doua pagină să văd dacă este în a doua pagină din Google. Uite-l, da, simptome senzor temperatură defect. Este în a doua pagină din Google. Crește. Uite, este publicat pe 5 iulie. Da, Dragii mei, suntem în 25 august. Are o lună și jumătate aproximativ. Hai să luăm câteva articole un pic mai vechiuțe, și anume, să zicem, de acum o lună și jumătate. Cele mai bune motoare pe benzină. Prima poziție Vrom.ro, da? top cele mai bune motoare pe benzină în 2021. Hai să începem pe pagina 2, să găsim și alte topicuri. Ia să vedem cele mai bune baterii auto. ocazia asta mai verific și unele dintre rezultate. Avem poziția 3 din Google. Se vede aici. Probabil ați observat inimioara că e paternul meu ca să zic așa. Ia să vedem. Cele mai bune mărci auto. Caută oamenii pe Google. Second hand cele mai bune mărci auto. Avem prima poziție din Google. Ia să vedem, poate, simptome, lipsă ulei, cutie viteze. Pe care caută probleme la cutia de viteze. Ia să vedem unde e, pe poziția 3. Da, vedeți că sunt în top 3 poziții, la unele prima poziție, la unele în top 3 poziții. Cele mai bune plăcuțe de frână. Eu zic că știu care e cuvântul care trebuie căutat pentru a avea volum de căutare. Da, tot cele mai bune plăcuțe de frână, un în prima poziție din Google. Ce am vrut să-ți arăt aici este că SEO chiar funcționează, ceea ce îți voi prezenta ca și strategie în minutele ce urmează. Este fix asta ca și rezultat, da, ceea ce știu și eu te învăț și pe tine. Hai să vedem un pic câteva rezultate. La EduKivi da, am început proiectul de curând, de câteva luni de zile. Să zicem, ia, să vedem. Aici, în martie aproximativ, când am discutat despre proiectul de SEO, 142 de vizite pe zi, pe 23 martie Dacă ne uităm acum la acest vârf, aici se vede o scădere pentru că este ultima zi, dar o să actualizeze în zilele următoare Acum avem deja 452 de vizite în fiecare zi Deci la 100 și un pic, 130 sau cât era, aproape de 3 ori creștere Ne ducem la vrom.ro. Hai să vedem creșterea. Practic ne-am apucat de SEO. Ia să-i dăm un pic înapoi. Îi dăm pe 12 luni să vedem creșterea. Ne-am apucat de SEO practic aici, da? prin ianuarie, cam așa. A durat un pic până am făcut implementările, cam o lună și puțin. Și deja în trei luni de zile erau lideri de nișe pe tot ceea ce ține de servicii de service auto în orașul Brașov. Da, vedem că a pornit practic de la 24 de vizite pe zi, acum are aproximativ 797 de vizite pe zi. Da, o creștere foarte, foarte mare. Putem să ne uităm, ia să vedem dacă îi dăm pe perioadă. O să ne ducem în decembrie. Hai să luăm ianuarie, să zicem. Ianuarie, prima lună. Că în prima lună oricum nu s-au făcut foarte multe. Ianuarie 2021, 1 31 ianuarie. Avea 900 de clicuri în ianuarie. Acum, dacă ne ducem pe Ultimele 30 de zile, în luna august, ia să vedem, 25 iulie. Asta să-ți facă o idee, cam cu cât a crescut traficul lunar. Aici ne mergem pe, ok, 24 e ultima zi, 24. Și avem așa, avem 24 iulie 2021, 24 august 2021, 23.000 de vizite în fiecare lună pe. Site. Da? Eu zic că e destul de bine, dragii mei, acest serviciu a crescut de la 500 de apeluri pe lună la 1200 de apeluri pe lună într-un mod constant da? O creștere destul de bunicică Bun, o să opresc acum ecranul Sunt tare, tare curios cum vi se par rezultatele Sincer, mie, unul mi se par extraordinare La unele proiecte cresc un pic mai repede, la altele un pic mai greu Depinde de nișă, da? asta ca idee să știți voi Bun, perfect. Mă uit în ceată acum sunt tare curios cum vi se par aceste rezultate și ceea ce o să-ți arăt fix acum, imediat în minutele ce urmează, o să-ți arăt exact cum am făcut. Laura, super tare. Mulțumesc tare mult, Laura. Vă rog mult, dragii mei, cei care mai aveți întrebări, lăsați-mi le pentru secțiunea de întrebări și răspunsuri de la final. Da? Că, ca să terminăm prezentarea și să nu ne întinde foarte, foarte mult. Alex zice că mi se pare că merită toți banii. Alex, hai să zic o chestie. Acest client, cel puțin în acest moment, și-a extins foarte mult businessul. Adică lui merge la refuz, efectiv. A trebuit să angajeze oameni ca să poată să facă față la cererile de uh, mașini. Are mans într-o zi la el și avea 20 de mașini care așteptau să fie uh, rezolvate, ca să zic așa, reparate. Bun, super, Florin, mulțumesc foarte mult, sunt relevante, evident, fără cuvinte. Dragii mei, haideți să vă arăt cum am făcut și să trecem un pic mai departe, dar nu înainte să vă zic povestea Grațiele. Da, v-am arătat un pic de la clienții mei, haideți să vă arăt și cu Grațiela care avea un blog și a venit la mine, adică se poate face indiferent dacă ai un blog sau poate un site de știri. Grațiela avem aici în screenshot-ul din față, publicate, se vede în chenarul cu roșu, 982. Acestea sunt număr, numărul de articole, acesta e numărul de articole publicat în aproximativ 2 ani de zile. Aproape 1000 de articole. Să vede aici că scrie autor grație la e grație la Vlad.ro. Avem, avem aici un screenshot de la ea, dar hai să-ți la grație la, hai să-ți live. Uite. Ca să, ca să vezi exact, să nu zici că vorbesc bullshit, da? Avem aici, noroc că am prins acest screenshot, l-am păstrat pentru studiu de caz de atunci. În ultimele 16 luni vedem în stânga că scrie sub linia Vlad Ponro. Aici ne uităm la dată, Uh, ultimele 16 luni din Google Search Console. Deci, aici vorbim doar de trafic organic, dar nu din SEO, nu vorbim din alte canale de promovare, uh, și avem un total de 230 de clicuri. Îți imaginezi să scrii 1000 o, o de articole, să ai 230 de cititori într-un an și jumătate, este foarte, foarte trist. Hai să vedem acum care sunt rezultatele grației ei. Bun, perfect. Și are acum cel puțin în ultimele 30 de zile aproximativ 17.300 de vizitatori, dar dar atenție, nu s-a mai ocupat de în ultima perioadă de blog pentru care are un bebe micuț și a avut până acum, să zicem, ia să vedem, în ultimele 16 luni, cititori au intrat pe blogul Grațiele, 272.000 pentru acest bloguleț care nu avea trafic absolut deloc. Da? Asta ca și idee. Povestea grățielei, sincer, mie personal mi se pare extraordinară pentru că uh, scria articole pe blog, dar nu avea rezultate. Iar cu ceea ce ți-arăt eu ție acum, practic doar asta a făcut în plus, nu a schimbat foarte multe lucruri, dar a început să structureze un pic mai bine articole, să caute cuvinte cheie. Și a început să aibă rezultate. Bun. Hai să trecem un pic la treabă. Hai să-ți arăt strategia mea pentru prima poziție din Google și anume. Avem aici uh, un screenshot cu niște cuvinte cheie. În partea din dreapta, unde scrie topic, avem amenajare mansardă. Acesta este topicul principal și practic uh, avem volumul de căutare pentru fiecare cuvânt cheie în parte și în partea din stânga, în prima coloană, unde scrie cuvinte cheie uh, pe fundal galben avem toate cuvintele cheie care țin de acest topic. Și eu, practic, am căutat cu ajutorul acestor instrumente pe care ți le-am zis și ție un pic mai devreme, am căutat toate cuvintele cheie care țin de acest topic. Și am făcut un articol holistic, adică mare, peste o mie de cuvinte în care învăț oamenii cum să-și amenajeze o mansardă. Da, eu am făcut acest lucru cu content writer-ul cu care colaboram pentru acest proiect dar eu i-am făcut structura de articole, am zis despre ce să scrie, cum să scrie și așa mai departe. Îți arăt imediat și ție cum am făcut structura de articol. Bun. Ia să vedem imediat. Bun. Hai să-ți arăt un pic articolul de la Homelux. Deci ține minte, avem așa, ideea amenajare mansardă, amenajare mansardă la casă, mici, adică în funcție de dimensiune, în pod existent, avem aici amenajare mansardă locuibilă, din lemn, adică în funcție de material, rustică în funcție de stil și cuvântul cu poze. Da, toate aceste cuvinte țin de amenajare mansardă, da? Deci avem amenajare mansardă plus încă un cuvânt, vezi? Este cap și pattern. Bun, hai să ne ducem un pic. Să ți arăt aici pe amenajare mansardă. Intrăm la Homelux. Hai să-ți arăt ce am făcut cu acele cuvinte. Le-am introdus în titlul articolului și avem așa. Amenajarea mansardei, topicul principal, aveam cuvântul cu idei, poze și am dat și un call to action și am zis modalități simple și rapide. Da? Ca să fac omul cititorul curios să stea pe articolul meu și să-l citească. După aceea ne-am folosit și de anumite elemente vizuale, cum ar fi acest cuprins. Acest cuprins se numește Table of Content. Dacă folosești WordPress, este un modul, se numește Easy Table of Content. Da, poți să-l instalezi tu, este 100% gratuit. Sau poți să faci asta cu ajutorul unui programator, dacă ai site-ul pe altă platformă. Ce face, practic, acest modul? Înstructurează titlurile din subtitlurile, de fapt, heading, așa se numesc subtitluri, practic, care îmi structurează articolul astfel încât să poată fi mai ușor de citit. Nu e o noutate faptul că oamenii înainte să citească un articol, în special dacă el este foarte lung, foarte mare, Înainte de a-l citi, el scanează practic aceste secțiuni să vadă despre ceea ce este vorba în articolul respectiv. Și pentru a-i ușura munca, noi am făcut acest cuprins că atunci când dai click pe el, te redirecționează la secțiunea respectivă. Da? Asta este pentru user experience. Bun. Hai să vedem ce am făcut. Am avut cu casă de, cu amenajare mansardă mică, am făcut o secțiune despre amenajarea mansardei în funcție de dimensiuni. Și am zis aici, mici și foarte înguste, am dat câteva sfaturi și am pus și câteva imagini ca omul să-și facă o idee. Amenajarea am mansardelor mari și spațioase, am venit practic și cu opusul. La fel, câteva sfaturi, am venit cu poze. În pod existent, da, cine are un pod și vrea să-și facă o mansardă, e bine, am dat câteva idei. Mansardă locuibil, aveam cuvânt cheie și am vorbit și despre acest lucru, practic. I-am explicat omului cam cum ar putea să-și facă o mansardă, unde el poate locui la bloc, pentru că am avut la bloc acolo și am făcut și la casă și așa mai departe. Deci, practic, eu m-am folosit de aceste cuvinte cheie găsite ca să pot să uh, fac secțiuni din articol relevante pentru topicul amenajare mansarde. Deci, practic, am scris tot ceea ce am putut eu și ceea ce au căutat oamenii în Google ca să pot să ajung cu acest articol în prima poziție din Google. Bun, ce am mai făcut în plus? Am menționat sursele, evident, pentru că am luat și noi pozele de undeva, nu le-am avut noi pe toate și avem produse asociate. Da? Cei care ajung pe acest articol pot cumpăra produse într-un mod direct. Dacă dau click pe poză, de exemplu, mă duce fie către produs, fie către categoria din care face parte produsul în cazul în care acel produs s-a șters de pe site. Bun. Ne ducem înapoi la articol, să nu cumva să fie omis ceva important. Mai dau un pic o ochiată, cum ar zice italienii. Deci, lucruri de ținut minte. Un titlu care să conțină cuvântul cheie principal, să aibă un call to action astfel încât să facă cititorul curios. Avem o introducere în care îi spunem ceea ce va găsi, practic, în acest articol pe foarte, foarte scurt, astfel încât să-i captăm atenția. Deci, noi trebuie să nu-l pierdem pe cititor și să-l ținem captiv, practic, și angajat în a citi articolul. Ca el să fie curios. Avem un cuprins care îl ajută să navigheze mai bine. Am structurat informația cu ajutorul acestor subtitluri despre care vorbesc și am folosit și imagini, da, elemente vizuale, prin care omul să înțeleagă mult mai ușor despre ce este vorba în articolul respectiv. Asta este strategia pe care am folosit-o, ca și tehnică, ca să pot să fac articole de genul. Da? Și pot să fac acest lucru pentru sute sau poate chiar mii de articole, indiferent de nișa în care activează clientul meu. Hai să vedem acum ce facem cu aceste cuvinte cheie găsite. Am găsit acele cuvinte cheie, ți-am arătat cum este structurat articolul. Hai să vedem unde le introducem din punct de vedere SEO. Și anume, în URL, meta titlu, meta descriere, titluri de secțiuni, au fost acele secțiuni pe care ți le-am arătat și am vorbit despre amenajarea unei masarde în diverse feluri și moduri, în conținut, adică în text și într-un câmp care se numește alt tag sau text alternativ. Pentru secțiunea de Google Images. Hai să vedem cum le folosim pe toate și ce înseamnă fiecare în parte, cu exemple. Am luat articolul de la câți kilometri se schimbă distribuția de la clientul meu, Vron Vedem că este în prima poziție. Poți verifica și tu acest lucru. Aici, în dreapta, am arătat că o mie de oameni caută pe lună fix acest topic, ca să-ți arăt că, într-adevăr, și caută cineva acest topic. Nu doar că-ți arăt un articol care e în prima poziție, dar poate nu caută nimeni. Ce facem, practic, cu acest cu acest topic. Avem uh, cuvântul cheie principal pe care l-am introdus în URL. Aici este un screenshot din browser. L-am introdus în metatitlu și metadescriere. E bine, metatitlu este acel link cu albastru din Google pe care dai click și te duce pe pagina respectivă, iar sub el este un mesaj micuț de aproximativ două rânduri în care îți explică ceea ce se află în articol. Sau cel puțin acesta este scopul uh, acelei secțiuni. Ei bine, am introdus aici într-o formă naturală și cuvintele cheie găsite, astfel încă Google să știe despre ce este vorba în articolul respectiv. Evident, el citește și între și toate elementele din site ca să-și dea seama exact și să decidă dacă tu ești demn să fii poziționat în prima pagină din Google sau nu. Da? Deci e un pic mai complexă treaba. În titlul de secțiune, aici unde se vede cu galben, am vorbit despre diverse modele de mașini, iar aici unde este cu portocaliu mai micuț este în text. Da, Am introdus într-o formă naturală acolo unde și are sens. Atenție, nu folosiți cuvintele alea în exces. Să zicem, de exemplu, Bine vin la servisul nostru auto. La servisul nostru auto vei găsi cei mai buni mecanici. Servisul nostru auto are cele mai mici prețuri. Nu, pentru că nu e natural. Pare spam, -i. adică oamenii nu vorbesc și nu citesc în felul acesta. Totul trebuie să fie foarte, foarte natural și făcut de către cineva care chiar are experiență conform indicațiilor SEO. Bun, la imagini, atunci când încarci imaginea, indiferent de platformă, trebuie să ai un câmp care se numește fie text alternativ, fie alt tag. Ei bine, acest text, dacă tu scrii ceea ce se află în imagine, te va ajuta să te optimizezi pentru secțiunea de Google Images. Și dacă ne ducem în slide-ul următor, vedem că am scris topicul principal. Ei bine, și aici, cu chenarul, în chenarul cu roșu, în secțiunea de Google Images se vede o imagine din articolul site-ului din articolul clientului meu. Ei bine, cum te ajută pe tine aceste imagini? De exemplu, dacă vrei să-ți cumpere o canapea și îți place o canapea muștar, să zicem, gălbuie, îți place ție poate o culoare anume, cu două locuri, să fie și extensibilă și din stofa, să zicem, ca și idee, ca material, te duci și cauți pe Google, te duci la Google Images. Eu personal de acolo mi-am cumpărat practic canapeaua, am căutat modele de canapele, m-am uitat la imagini și atunci când dai click, te duce către pagina de Produs, da? Hai să-ți arăt ce înseamnă optimizarea unei imagini, să zicem canapea extensibilă galbenă, uite, două locuri, canapea extensibilă, două locuri galbenă, da? Să zicem că îmi plac astfel de canapele. Mă duc aici la imagini, aici unde scrie anunțuri, la fel sunt plătite, atenție, mare, da? Astea sunt plătite, dacă dai click lor le ia bani. <laughs> Și aici să zicem la MobExpert. da? uite -o, vedem, are două locuri. Are e galbenă, e frumoasă, da? Dacă dau click aici îmi deschide de imaginea și dacă dau click pe link aici ca și idee, mă duce fix pe pagina de produs. Dacă nu cumva eșteasă. Este ochuizată, ok, da? Dar cel puțin este pe uh, site. Bun, cam așa funcționează secțiunea de Google Images. Sunt mai multe lucruri de vorbit aici pentru optimizarea uh, imaginilor, dar primul lucru pe care trebuie să-l faci este să completezi acest element alt tag. Trecem un pic mai departe. Te poți folosi de butoane. Uite un exemplu aici de la uh, un client care are o bibliotecă online pentru cursuri de dezvoltare personală, terapie, psihoterapie, hipnoză și așa mai departe. Se folosește de butoane în cadrul articolor de blog. Înscrie-te acum la bibliotecă și zice ceea ce primește aici în partea din stânga. Da? Bun. Ce elemente mai introducem? Bannere. Te poți folosi de bannere cu link în spate către anumite promoții, categorii de produse, produse și așa mai departe, astfel încât tu să folosești traficul din articole de blog ca să poți să faci bani cu el. Da? Nu degeaba investești în secțiunea de blog, ci trebuie să folosești traficul la maxim ca tu să faci cât mai mulți bani și să iei cât mai mulți clienți și să-ți fidelizezi clienții și să te poziționezi ca expert în fața lor pe ceea ce faci tu, pe ceea ce vinzi tu de fapt. Bun mai ne putem folosi de linkuri. Vedem aici Hobby to Profit, da, este un program care te învață cum să faci cursuri online, structură și așa mai departe, link către produs sau serviciul tău sau poate link către un alt articol care îți completează cumva ca idee articolul deja pe care se află utilizatorul. Da, deci ne folosim de linkuri interne pentru ca omul să stea cât mai mult timp pe, pe site-ul nostru. Putem adăuga imagini cu un link în spate sau chiar și un mesaj sub imagine. Uite, în acest exemplu, vezi mai multe detalii despre acest produs aici. Sau cumpăr acest produs aici. Îți place acest produs, cumpără aici. Orice vrei tu și -ți trece prin cap, astfel încât să faci un call to action. Să îndemn omul să dea click acolo și atunci să-l ducă către pagina de produs. Dacă lui îi place, bang, intră. Și dacă îi place și prețul, clar l-a cumpărat de la tine. Dacă ai un site de servicii, cum poți îmbunătăți practic acest lucru. Și să te folosești de trafic, faci un formular de programare pe care îl poți afișa pe articol sau pe pagină. Te folosești de produse listate direct în articol. Ai văzut și un pic mai devreme cu acei pantofi negri. Te poți folosi de listare de celelalte servicii sau categorii de produse astfel încât oamenii să vadă ceea ce vinzi tu. O poți face în sidebar, adică stânga-dreapta, asta în cazul în care ești pe laptop sau pe calculator. Poți pune meniul și în partea de sus, să rămână același meniu și în secțiunea de blog ca și pe pagina principală, astfel încât oamenii să navigheze prin site-ul tău și să le facilitezi practic aceste lucruri. Și hai să vedem acum Cine e curios să vadă câți bani se pot face în mare din articole de blog, este doar un studiu de caz, evident rezultatele pot varia în funcție de business, în funcție de traficul pe care îl ai și așa mai departe. Aici vedem un screenshot, am blurat datele sensibile, este pe 30 de zile aproximativ, e un screenshot cu rezultate de anul trecut, este un client pentru care nu mai facem SEO, doar îi ofer consultanță când are nevoie. Și vedem aici la rândul numărul, la numărul 4, unde sunt acele săgețele stânga-dreapta, dacă scrie 387. Și coloana se numește Assisted Conversion sau Conversie Asistate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că aici se pot vedea uh, cum au ajutat canalele tale de promovare pentru a-ți atinge obiectivele. Și anume mai multe vânzări sau mai multe lead mai mulți potențial clienți, oameni care au completat formulare de programare, rezervare sau un formular de mesaj, depinde de care este obiectivul afacerii tale. Aici vedem că oamenii practic au intrat din Google pe articolul de blog, a navigat prin site și după aceea s-a întors poate printr-un alt canal de promovare, să deci zicem Facebook și după aceea s-a dus și a cumpărat ceva. Da? deci practic acest articol de blog a ajutat la finalizarea a 387 de conversii într-o lună de zile aproximativ. Vedem și în RON 5082 de RON, este un magazin care vinde piese uh, bune la preț, ieftine de electronică. Și vedem și ultima coloană, care se numește Last Click or Direct Conversions Practic, aici zice că omul a intrat clar din uh, Google pe un articol de blog, s-a dus prin site, a navigat și a cumpărat ceva. Da? Deci, aici îți arată exact ce impact, într-un mod direct, a avut, practic, acel. Uh, articol de blog, mă rog, întreaga secțiune de blog, toate articolele de blog pentru afacerea ta. Evident, poți vedea chiar și pe fiecare articol de blog, în parte în Google Analytics. Da poți vedea aceste lucruri la multichannel, Assisted Conversions și acolo are mai multe secțiuni unde poți vedea care articole au fost cele mai performante în atragerea de clienți sau potențial clienți. Dragii mei, cum vi se par aceste rezultate? Sunt tare, tare curios să-mi spuneți uh, cum vi se par aceste rezultate. Eu, sincer, când am descoperit strategia asta de uh, articole de blog și faptul că poți să faci mult mai multe pentru, pentru un site decât să optimizezi uh, la nivel SEO categoriile și pagine de produse, mie mi s-a părut genial, out of the brain, mind-blowing, exact așa mi s-a părut și am zis e genial, adică trebuie neapărat să fac cât mai multe teste, să testez pe cât mai multe nișe, ca să văd că funcționează. Funcționează, credeți-mă pe cuvânt, aici ce v-am arătat este doar un exemplu și sunt toate puse după ce am făcut din experiență și am văzut că funcționează. Bun, mie mi se pare super tare faptul că poți să faci bani cu secțiunea de blog. Da, nu uitați, o mică, mică particică din SEO. SEO înseamnă mult mai mult. Laura, îmi zice, interesant, nu știam toate aceste lucruri. Mă bucur tare mult, Laura, că îți sunt de folos. Ioana îmi zice foarte interesant, dragii mei, sunt doar lucruri din practică, da? nu sunt luate din cărți, mai știu eu după unde, apar tutoriale și așa mai departe. Tot ce vedeți aici sunt de la oamenii cu care colaborez sau am colaborat înainte. Bun, acum, dragii mei, am o propunere pentru cei care vor să aprofundeze și după aceea trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Dacă vrei să înveți cum să spui afacere pe prima pagină din Google, practic să înveți tot ceea ce fac eu, e bine, atunci o să zic imediat cum poți să faci acest lucru. Da? Poți să ajuți afacerea să atragă zeci, sute sau poate mii de comenzi sau clienți noi pe lună, depinde de businessul tău, și mii sau zeci de mii de vizite, poate chiar sute de mii de vizite pe site pe termen lung. Termen lung înseamnă cel puțin 12 luni. Bun. Dacă sunt oameni interesați, sunt tare curios să văd cât sunteți. E foarte important pentru mine. Florin zice foarte interesant. Chiar dacă basic învățăm, cel puțin pentru mine e foarte interesant. Cum are dragă, Florin, și mă bucur tare mult că îți sunt de folos informațiile. Bun, dragii mei, cei care vor să aprofundeze, sunt două modalități prin care poți să înveți. Eu zic cum am făcut eu, the hard way, ca să zic așa. Varianta grea la început, am citit sute de articole, am cumpărat și cursuri foarte multe, m-am uitat la foarte multe tutoriale, am oameni pe care îi urmăresc, am pierdut foarte mult timp, cred că sute de ore în învățat, inclusiv studiu în alte agenții de SEO, am învățat foarte mult și acolo și am fost și autodidact foarte mult timp. Poți să faci treaba asta și singur, undeva la 30% din informații le poți găsi și pe internet, însă trebuie să fii foarte atent la selectarea lor. Da, nu tot ce este pe net este și bun și trebuie să o iei de bun, pentru că cel puțin optimizarea SEO te poate costa mulți bani și timp și resurse investite. Bun, acum eu sunt aici să te ajut în cazul variantei a doua, în cazul în care vrei să înveți direct de la mine. Hai să-ți arăt acum, practic, cum poți să faci acest lucru. Asta cu rezultatele de la clienți, v-am arătat un pic mai devreme, o să trec peste ea. Hai să-ți arăt, practic, Programul pe care l-am gândit este un program de 8 module, peste 64 de videouri În primul modul practic vei învăța cum să cauți toate cuvintele cheie, ce tool să folosești, cum să le folosești de la A la Z, cum să le interpretezi Și să vezi cât de mare este piața în online pentru o afacere anume, indiferent de scopul afacerii Practic după aceea vei învăța cum să pui toate aceste cuvinte cheie găsite și cum să le folosești în fiecare pagină din site, astfel încât să ajungi motorul de căutare să înțeleagă despre ce este vorba în site-ul tău. În modulul numărul 2, practic, te vei folosi de toate cuvintele cheie ca să le introduci în elemente cheie, URL-uri, meta-titluri, meta-descrieri, practic, în acele elemente importante din punct de vedere SEO, și vei învăța cum să optimizezi atât viteza de încărcare a site-ului, cât și să fii mai vizibil de către Google. În modulul numărul 3, aici este pe foarte, foarte scurt ceea ce se află în acest program. Te învăț cum să faci, practic, native advertising. Este împotriva a politicii Google să plătești articole, dar toată lumea o face, așa că trebuie să o faci într-un mod inteligent. Te voi învăța cum să-ți faci bugetul pentru redacții, pentru că acestea se plătesc. Pot fi site-uri unde publici cu 50 de lei pe un articol publicat, sunt site-uri unde chiar și sute de euro pentru un articol publicat, depinde de nișe, depinde de cât de mare este site-ul și ce impact are. Te voi învăța la ce trebuie să fii atent, cum să eficientizezi practic acest buget și cum să-ți faci PR și native advertising într-un mod natural. Da? Și te voi învăța și cum să faci sezonalitatea, practic, să alegi momentul ideal de a publica aceste articole de presă. Un exemplu scurt, nu o să faci articole de presă despre papuși dacă tu ești în plină iarnă. În modul numărul 4 vei vedea pe, în detaliu, mult mai în detaliu decât ceea ce ai văzut astăzi la webinar, despre cum să ai o secțiune de blog optimizată din punct de vedere SEO, bine structurată, care să respecte toate reglementările Google și vei învăța cum să atragi trafic pe secțiunea de blog într-un mod mai rapid, la ce elemente trebuie să te uiți astfel încât să găsești cele mai bune topicuri care îți aduc rezultate cât mai rapide și evident mult mai în detaliu despre cum să Vinți cu aceste articole de blog și cum să ajuți afacerea să facă brand awareness, câteva elemente cheie care trebuie punctate și îți arăt cu foarte multe exemple de la uh, uh, clienții cu care colaborez, cei cu care am colaborat de la alte site-uri ca și exemple, îți arăt pas cu pas exact cum să faci practic acest lucru. În modulul numărul 5 te voi învăța factorii tehnici de SEO, bau, bau, de care fuge toată lumea. Uh, probabil au observat până acum că eu am un stil foarte ușor de înțeles. Îmi place foarte mult să predau, este, nu pot să zic har, e un hobby pentru mine, e o plăcere să pot să predau și atunci dacă cineva este interesat o fac cu mare drag și pentru el și am răbdare ca să explic aceste lucruri. Iar practic în modulul numărul 5 te învăț, practic, am luat toate aceste elemente complicate, ca să zic așa, le-am transformat într-un mod ușor de înțeles și pe care îl poate face toată lumea te voi învăța cum să faci o structură a site-ului astfel încât să vândă, o structură a site-ului bine înțeleasă de către utilizator, logică și care să ajute motorul de căutare să-ți găsească paginile importante ca să le ajute să urce mult mai repede în căutările din Google. În modulul numărul 6 îți voi vorbi despre Google My Business, este instrumentul gratuit pe care ți l-am menționat mai devreme pentru afaceri cu sediu fizic. Ei bine, aici te voi învăța cum să fii vizibil în uh, acele rezultate, să iei mai mulți clienți, mai multe apeluri telefonice, mai multe programări sau rezervări, mai mulți oameni care dau uh, click pe direcție ca să ajungă la adresa ta și așa mai departe. Și evident ne vom uita și pe SEO la nivel local pe paginile site-ului. Dacă ai o afacere și ai mai multe locații în toată țara, atunci uh, vei învăța cum să optimizezi aceste pagini, să atragi și mai mult trafic la nivel local. Deci pentru oamenii din locația respectivă, din orașul respectiv sau cartierul respectiv În modulul numărul 7 te voi învăța cum să structurezi un site din punct de vedere al user experience Practic îți voi arăta cum să faci o analiză SWOT Puncte tari și puncte slabe Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ne vom uita la concurență și vom lua cei mai buni de la ei Vom adapta, Practic, te voi învăța cum să adaptezi pentru site-ul tău și vom lua punctele lor slabe și le vom transforma în avantajele noastre. Pentru că, ca să vin în fața lor, trebuie să oferi și un plus de valoare. E bine, trebuie să identifici acel plus de valoare. Eu îți voi arăta care este checklist-ul meu pe care îl fac pentru fiecare client al meu, astfel încât să identific aceste oportunități. Vei afla cum să spionezi concurența și să vezi uh, ce fac aceștia și să furi idei de la ei și să adaptezi pentru business tău, dar și să-i o tonă de idei și să accelerezi un pic, practic, modul de lucru, să nu stai foarte, foarte mult. Pe acele tascuri ca să ai rezultate cât mai bune. Vei învăța cum să denumești corect produsele de pe site. E foarte important dacă ai un magazin online ca să atragi și trafic la nivel de pagină de produs. Și vei vedea și cum poți să îmbunătățești anumite elemente ca să îmbunătățești rata de click, adică cu același număr de vizitatori, să îmbunătățești rata de clic. Da? Și să obții mai multe apeluri telefonice în cazul în care dorești acest lucru sau mai multe programări sau rezervări. Deci, practic, sunt niște elemente care stimulează oamenii să facă o acțiune. Iar în modulul numărul 8 vei afla ceea ce funcționează de la A la Z. Îți voi prezenta cum să faci un audit tehnic pentru un site de la A la Z. Practic, îți arăt cum să faci tot ceea ce ai învățat până acum în celelalte șapte module, dar totul pus frumos cap la coadă și, evident, cum să crești paginile cu concurență scăzută. Practic, te voi învăța la ce elemente trebuie să te uiți, astfel încât să ai un succes mai rapid. Atenție, în SEO trebuie să fii și un pic inteligent. Nu trebuie întotdeauna să te duci pe uh, cuvintele cheie cu volum foarte, foarte mare, pentru că e și concurența mai mare, iar rata de conversie este mai mică în multe din cazuri, nu întotdeauna. Iar cele cuvintele cheie mai lungi, formate din 3, 4, 5 cuvinte, acelea au o rată de conversie mai mare și ajungi la rezultate mult mai rapid. Bun, dragii mei, cine este interesat de acest program, atenție, nu este un program doar cu versiune de videouri înregistrate. O să zic imediat după ce îți a ce spun participanții de la ediția 1, aceasta este deja ediția 3 a acestui curs. Florentina zice: "Mulțumesc Mihai, un curs excepțional susținut cu responsabilitate și profesionalism." Florentina Bocai are un site de terapie, este deja în prima pagină din Google. Hai să-ți arăt acest lucru, că țineam tare, tare mult să-ți arăt acest lucru. Cabinet Psihoterapie. Ia să vedem. Florentina Bocai, da? Ai văzut-o un pic mai devreme în screenshot. Cabinet Psihoterapie București. Da, este site-ul ei. Ia să intrăm cu incognito și să căutăm psihoterapie de cuplu, un alt serviciu oferit de către ea. Asta la 2-3 cred că trei luni maxim de când a terminat cursul. Florentina Bocai.ro, avem psihoterapie de cuplu, da, este site-ul ei. Asta doar așa ca să-ți faci tu o idee despre câteva rezultate obținute de către cursanții mei, da? Atenție, aici trebuie să și menționez, Florentina, nu a optimizat chiar toate paginile din prima. A durat un pic mai mult până și le-a uh, făcut, da? Bun. Uh, Cristin zice că a învățat totul în doar 8 săptămâni. Uh, promisiunea de a lucra pe site-ul meu m-a făcut să mă înscriu la acest curs practic, în acest program. Nu mai este curs, l-am transformat într-un program, o să vezi imediat și de ce. Uh, Ei bine, uh, eu am făcut un model hibrid și anume lucrăm live și lucrăm pe provocările tale, ce întrebări ai, răspundem la provocări și ne -o și uităm cu share screen unde e buba, unde e problema, ce vrei să mă întrebi și să găsim soluții împreună, dar și o parte preînregistrată, da? unde te pregătește practic și te învață cum să faci și tu SEO pentru site-ul tău și după aceea vii cu provocările la mine și le dezlușim împreună. Bun, Arhirie îmi zice că Mihai și echipa au fost mega implicați, cursurile sunt de o calitate grozavă, informația ușor de înțeles pentru toată lumea. Hai să vedem și alte rezultate. Ia să vedem, îmi zice Paula Hagiu că a ajuns cu salteluță yoga în prima pagină, într-o lună de zile aproximativ și curățarea colonului cu apă și sare. Cursuri yoga și cursuri yoga instructor, îmi zice Paula Hai să facem o altă chestie, să ne ducem aici, să vedem într-adevăr, ia să vedem cursuri yoga, ea face cursuri yoga online. Ia să vedem unde este, purna.ro, da? este în prima pagină din Google cu acest site. Ia să vedem salteluță yoga. vedem unde este. Este purna.ro, este în prima pagină, da? Salteluța Iuga, cum o alegi și cu, cum se curăță. Bun. Ne întoarce întoarcem un pic. Am vrut doar să-ți arăt că, de fapt, ceea ce scrie aici, în aceste screenshot-uri, e într-adevăr și pe bune. Da, uite, ne și zice la, la final aici, site-ul este purna.ro și se poate verifica. Un alt studiu de caz, condensatoare frigorifice, ne zice Laura Melinda Stan. Este foarte important să știi că aceasta a fost o categorie nou creată și ne zicea că s-a aștepta ca concurența să fie cât România de mare și iar la început atunci. Practic, pe parcurs ce făcea cursul, ea deja s-a apucat să îmbunătățească lucrurile pe site-ul ei și hai să ne uităm un pic dtngroup.ro da? Să ne uităm un pic să vedem și rezultatele Laurei Melinda Stan, condensatoare frigorifice. Ea are un site care vinde echipamente frigotehnice. DTN Group, poziția 2 în Google, da? Condensatoare frigorifice. Bun. Hai să vedem un pic despre program și după a la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Programul online are 14 luni. De ce are 14 luni? Înainte primele două ediții s-au desfășurat pe parcursul la 8 săptămâni, două luni de zile, dar mi-am dat seama că oamenii mai au provocări și după terminarea acestui curs. Iar fiecare învață materia în ritmul lui nu se apucă poate imediat să învețe. Și atunci mi-am dorit ca suportul să fie pe o perioadă mult mai mare, de ce 14 luni. Se zice că un proiect SEO ajunge la maturitate sau începe să aibă cele mai bune rezultate în aproximativ 14 luni. Bun! Acum, hai să-ți explic un pic despre program. Ai acces la 17 ore de video înregistrate, în care eu am inclus toată experiența mea de când fac SEO, fără alte secrete și fără perdea. Practic, vei vedea acolo tot ceea ce ține de materie de SEO. Video-urile mele conțin exemple din practică, foarte multe studii de caz și tactici de SEO care funcționează în România. Îți ziceam că și eu am învățat de prin afară, din alte cursuri, însă nu tot ceea ce în afară se aplică și în România. Piețele sunt diferite și atunci am testat foarte mult pe multe nișe, pe mulți clienți pe care am avut și cele care au funcționat foarte bine le-am pus practic cap la cap și le-am pus într-o structură logică și frumos structurat practic în acest curs. Ce e important să știți este că timp de 14 luni, timp de 56 de săptămâni, avem câte un webinar live de două ore în fiecare săptămână în care tu poți să mă întrebi absolut orice. Da? Practic, tu vii cu întrebarea, vii cu studiul de caz și le dezlușim la live. Live o să aibă două ore. Avem și un grup de Facebook unde poți posta oricând orice ține de proiectul tău și eu te ajut împreună cu echipa mea, pentru că nu sunt singur, suntem o grămadă de oameni în spate, ca să te ajutăm să-ți răspundem la întrebări ca tu să ai succes. Vei avea multe template-uri care să te ajute să lucrezi mai organizat și mai rapid. Practic, eu îți dau template-urile pe care eu le folosesc la agenția mea, clienți pe viață.ro, ca să lucrezi mai organizat, să lucrezi mai rapid, să nu pierd foarte mult timp. Și atunci eu ți le dau practic servite pe tavă. Sunt template-uri în Google Drive, unde poți să le copiezi foarte ușor în calculatorul tău și să rămâi cu ele și să lucrezi pe ele. Da? După exemplele date de mine, și astfel să faci totul mult mai organizat. Și checklist-uri pentru ca eu să mă asigur că tu nu uiți vreun pas important atunci când te apuci și faci SEO pentru un proiect. Pentru proiectul tău, pentru proiectul clienților tăi sau poate vrei să devii specialist SEO. Hai să vedem și prețul cursului că m-a întrebat aici Alexandra. Dragilor, pentru început investiția este de doar 97 de lei. De ce zic acest lucru? Pentru că am făcut un sistem hibrid, astfel încât să fie foarte accesibil pentru toată lumea. Deci, prima rată va fi de 97 de lei, urmând ca următoarele 13 rate să fie de 297 de lei fiecare. Dar ratele se achită lunar la 30 de zile distanță din momentul în care te înscrii. În momentul în care te înscrii, se plătești cu cardul, atunci, practic, o să se deblocheze toate modulele în același timp și poți să te uiți la ele. În acest moment eu o să afișez o ofertă. Se va vedea oferta în secțiunea voastră acolo pe ecran. Cei care sunteți curioși puteți să dați click să deschideți de fapt într-un nou tab ca să nu ieșiți din webinar și să vezi toate, toate detaliile pe pagina de prezentare. Este posibilă și înscrierea integrală. Dacă doresc să achiți integral, ai reducere 1000 de lei din oferta pentru acest webinar, prețul întreg de vânzare este de 5343. Deci, practic, oferta este valabilă până pe 6 septembrie la 12 noaptea. Atunci începem uh, oficial totul și atunci se închid și uh, înscrierile pentru această ofertă. Atenție! Te poți înscrie oricând, doar că va fi prețul mare de 5300 de lei. Am făcut oferta doar pentru cei care au venit la webinar. Eu, sincer, personal mi-aș fi dorit să am un astfel de curs, nu că este al meu, sincer, ca atunci când m-am apucat de SEO, pentru că este totul pus cap la cap într-o ordine logică de idei, fără să mai stai să cauți informații. Peste 70% din ce vezi în curs este din practică, din experiența mea. Probabil 30%, așa cum am zis și mai devreme, poate o poți găsi și pe internet, dar trebuie să pierzi mult mai mult timp și să structurezi informația, să fii sigur că acea informație este corectă. Rezultatele le-ai văzut, unii dintre clienți deja i-ai văzut, îi poți căuta pe net, poți să cauți site-urile lor, poți să verifici rezultatele, să vezi că este 100% adevărat. Ce știu eu, te învăț și pe tine. Dacă mă întrebi pe mine de ce fac acest lucru, îmi place foarte mult să predau și, evident, atunci vreau să formez și o pe viitor care să facă din asta o meserie, pentru că este o necesitate foarte mare pe piața de SEO, și nu se găsesc foarte mulți specialiști. Bun. Am un bonus acum pentru cei care vor să se înscrie. Doar pentru primele 20 de persoane care doresc să se înscrie în acest program, am un bonus pe care l-am gândit. Este un ghid complet de content marketing pentru a scrie articole de blog interne, adică articole de blog pentru site-ul tău. Ele se împart în simple și holistice, în funcție de numărul de cuvinte și complexitatea topicului pe care vrei să-l abordezi. E bine, practic, acest content, ghid de content marketing este făcut din experiența a peste 5 ani de făcut content marketing, împreună cu încă 3 speciali SEO și echipa de content marketing, care să te ajute să poți să faci totul de la la Z, să ai checklist-ul lângă tine în momentul în care dorești să scrii Articol de blog, la ce trebuie să te uiți. Resurse. Ai link-uri cu resurse de unde să te uiți care să te ajute să scrii articole super, super bune. Sau dacă nu le scrii tu, măcar să le dai la content writer-ul tău. Important este că începând de mâine dimineață, oferta va fi făcută public. Iar asta înseamnă logic, ai șanse mai te califici printre primii 20. Când am făcut această ofertă, s-au înscris 30 de oameni. Din păcate 10 nu au reușit să prindă bonusul, dar ne compensăm la. Webinariile live. Bun. Dragii mei, garanția banilor înapoi e important să știi că ai și o garanție, dar nu facem lucrurile doar de dragul de a le face. E important pentru mine să știu că tu ești convins de programul pe care vrei să-l faci alături de mine, timp de 60 de zile din momentul în care te-ai înscris în acest program. Dacă nu ești mulțumit din orice motiv, pur și simplu ne scrii și îți dăm toată investiția înapoi, fără probleme așa că te înscrii fără risc. De ce fac acest lucru? Pentru că vreau să rămână în program doar oamenii chiar direct interesați. Nu se ceartă nimeni, vrei bani înapoi, ți trimitem și am încheiat end of story cu, cu garanția. E foarte simplu, da, fără risc. Hai să vedem ce ți-am pregătit în continuare. Am șapte bonusuri, ele vor mai fi pe parcurs, încă lucrăm la o nouă serie de bonusuri și acestea sunt deja făcute bonsuri foarte apreciate la celelalte două ediții. Eu le-am estimat la o valoare de 1000 de euro, hai să zic și cum am scos această sumă, ca să nu zici că este din burtă, și anume că am întrebat specialiștii pe care i-am invitat ca să te învețe anumite lucruri în aceste videouri, ca cât ar cere pentru o astfel de consultanță. Da, și am făcut așa, mare, grosomodo, o medie și așa a ieșit suma. Bonusul numărul 1. Cum să crezi campanii de Google Ads cum să faci prima ta campanie, să-ți faci cont, să cauți cuvintele cheie și să-ți faci prima campanie de Google Ads. Întreba cineva mai devreme de ce Google Ads. E mix de marketing, da? Trebuie să faci mix de marketing, depinde de uh, afacerea ta. Deci mixul de marketing este întotdeauna bun. Un voucher de 100 de ron pentru o platformă care intermediază relația dintre tine și redacții ca ProTV, Curierul Național, Antena 1, Canal 10 și așa mai departe. Nu mai trebuie să faci contracte cu ele. Este o platformă specializată pe acest lucru și vei primi un voucher de stăderon. Îl am invitat pe managerul acestei platforme și te învață cum să folosești platforma la maxim, cum să-ți faci cont, cum să-ți completezi datele ca să-ți decontezi factura, cum poți să publici un articol, care sunt metricii la care trebuie să te uiți astfel încât să alegi site-uri de calitate, nu să alegi site-uri spam sau dubioase. Bonusul numărul 4, am invitat un content writer din echipa mea care te ajută să știi cum să faci un research pentru a scrie un articol de blog bun, în cazul în care vrei să-l scrii tu. Dacă nu, îl dai către content writer-ul tău. Bonusul numărul 5, șansa de a colabora cu oameni, cu oamenii cu care eu colaborez. Deci dacă de exemplu ai nevoie pentru site, un programator, un content writer, un specialist pe publicitate plătită un editor video, eu ți pun pe oamenii cu care lucrezi lună de lună la dispoziție. Evident, va fi un cost extra pentru tine, dar dacă ești înscris la curs, ai și niște prețuri preferențiale la mare parte din servicii și atunci te voi pune direct în legătură cu ei. Da, asta ca să nu mai pierzi timp și bani, să stai să cauți oameni de încredere, am nevoie de un content writer, am nevoie de un programator și așa mai departe. Win-win. Ei câștigă mai mulți clienți, voi aveți un preț mai bun și aveți direct acces la resurse. Bonusul numărul 6, am invitat un alt specialist SEO din echipa mea care te ajută să creezi obiective și evenimente în două instrumente de la Google, Google Analytics și Google Tag Manager. Cu ce te ajută practic acest material video este să știi cum să monitorizezi acțiunile făcute de către cei care ți intră pe site. Că dă click pe numărul de telefon și te-a apelat, că a completat un formular, ca da click pe un buton și așa mai departe. Multe alte acțiuni pe care poți să le faci cu aceste instrumente vei învăța și tu. Cum să le folosești. Iar bonusul numărul 7, cum să modifici lucrurile importante din punct de vedere SEO în platforma WordPress, am invitat un programator din echipa mea să te învețe să faci acest lucru ca tu să economisești bani pentru lucruri pe care tu le poți face. Atenție, doar în platforma WordPress. Da? Bun. Și câteva detalii tehnice. Începem efectiv webinarile live. În 20 septembrie la ora 7 seara va fi deja o regulă. Timp de 56 de săptămâni vom avea câte un webinar live pe săptămână în care putem să uh, abordăm toate provocările tale. E cel mai bun deal pe, pentru că plătești o rată mică. De ce zic acest lucru? Nu, stai atenție, stai așa că uh, a mai fost un preț înainte și pe dincolo. Bun. De ce e cel mai bun deal? Am gândit-o în felul următor să-ți o zic de ce. Pentru că eu cred cu tărie treaba asta. Înainte a fost câteva sute de euro, dar trebuia să plătești one time. Aveai și posibilitatea în rate, într-adevăr, dar doar în două rate, maxim trei rate. Și era o sumă destul de măricică. Și asta să -am gândit, pentru că m-am gândit că mulți oameni mi-au scris, Mihai, din păcate, nu pot participa la program pentru că mi se pare foarte scump și nu-mi permit acum suma această de bani. Și atunci am zis și ceva, Fac o perioadă de 14 luni și eu sunt împăcat că am oferit tot suportul necesar, dar am și o rată foarte mică pe lună până se termină programul. Poți plăti prin transfer bancar sau cu cardul, ai și opțiunea de 14 rate, prima rată fiind de 97 de lei, ai și 60 de zile de garanție, să vezi dacă ți se potrivește. Și, cum ziceam și mai devreme, primești acces la un grup privat de Facebook unde îți voi oferi suport atât eu cât și uh, echipa mea. Bun, dragii mei, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Beau și eu reprejor o gură de apă și uh, voi vă rog frumos să înscrieți uh, întrebările voastre în chat și promit că intru și răspund la toate, toate, toate. Alexandra, cu prescurse am răspuns deja. Ia să vedem un pic mai devreme. M-a întrebat oamenii, Oana, câte articole este recomandat să scrii pe lună și câte keyword-uri unice să incluzi într-un articol? Oana, referitor la numărul de keyword-uri, trebuie să fie relevant topicului respectiv. Fie că vorbim de un topic mai simplu sau un topic mai complex. Da? Deci atenție, doar să fie relevante. Trebuie să cauți acele cuvinte cheie relevante care țin neapărat de topicul respectiv. În curs înveți cum să faci acest lucru garantat 100%. Câte articole este recomandat să scrii pe lună? Câte articole poți cu cât mai multe, cu atât mai bine. Cam așa este. Dar depinde și de bugetul tău. Mă întreabă aici Nicu, zice, fiindcă ați menționat Google Search Ads, cum puteți bloca un customer să nu dea click mai mult de o singură dată pe Ad? Dragul meu Nicu, să știi că eu nu sunt specialist Google Ads. Am invitat un specialist pentru a face un bonus pentru acest video, pentru acest curs. Program, de fapt, că nu, e, nu mai este un curs de mult. Deja s-a transformat într-un program foarte lung, program de mentoring de 14 luni. Știu că există Click Chase, da? Click Chase sau alte programe de blocare de IP-uri. Bun, ia să vedem aici. Iulia mă întreabă, pentru site făcut pe platforma Wix aplică aceleași principii? Programul susținut de tine poate fi aplicat și în acest caz. Iulia, am client pe platforma Wix, fără probleme se poate face SEO și pe platforma Wix. Asta ca să răspund la posibil o altă întrebare de la cineva care are site-ul pe altă platformă. SEO se poate face pe orice tip de platformă. Nu mai pic, te rog, ca să opresc prezentarea. Gata, ca să mă văd și eu mare. <laughs> Perfect. Uh, Iulia, SEO se face pe orice tip de platformă. Deci nu contează că ai pe PrestaShop, OpenCart, Magento, făcut de cod, uh, în cod de programator, în PHP, Laravel și orice altă tehnologie, SEO se poate face pe orice tip de platformă, inclusiv platforme SAS, ca și GOMAG sau uh, BluGento. Da? se face SEO și pe Wix. Din experiență știu că Wix este un pic limitat în ceea ce privește recomandările date de către programator sau de către specialistul SEO pentru modificare. E un pic limitat. Da? Asta ca și idee. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Așa cum ți-ai dorit. Cristi, Mihai, dacă site-ul nu este bine făcut și optimizat, SEO nu prea e ce face? Păi, Cristi, hai să zic o treabă. Noi, când luăm proiectul și ceea ce vom învăța și în program, este cum să structurezi un site din toate punctele de vedere. Ca să faci SEO, nu trebuie să știi doar acele lucruri tehnice. Ne vom uita la user experience, la cum este făcut meniul, la cum trebuie să arate un template de pagină, atât de blog, atât de categorie de produs, atât de pagină de servicii, la elemente, beneficii, avantaje, cum trebuie să le introduci, butoane, telefoanele și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea ca să producă conversii, noi le vom discuta practic la curs și vei vedea toate aceste lucruri, fie materiale deja preînregistrate, fie mă vei întreba și doar ta exemple pe live când facem webinarile live. Da? Și Andor îmi zice, ia să vedem, cum pot folosi SEO pe un blog nișat, Home and Deco, ca suport pentru marketing afiliat. Și mă bucur tare mult că m-ai întrebat treaba asta. Se face SEO foarte bine pentru un site de marketing afiliat. Aici am și câteva tehnici din punct de vedere SEO pe care nu le face toată lumea. O să-ți arăt exemple atunci când, dacă te înscrii în program, evident, să-ți arăt cum trebuie să faci ca să nu pierzi autoritatea site-ului și cum poți să folosești acest trafic pentru a face marketing afiliat într-un mod inteligent. Și mi-ar plăcea tare mult să te înscrii și zic și de ce pentru mine, ca și studiu de caz, să te ajut să faci bani cu marketing afiliat, adică prin optimizarea SEO. Și să vedem și câți bani se pot face din afiliere, sunt tare curios Mi-ar plăcea mai ales pe Home and Deco să ajungi la 100.000 de vizite În următoarele poate chiar 14-15 luni Și să vedem câți bani poți să scoți, sunt tare, tare curios Știu că să scot bani, dar nu știu exact câți Da, Ar fi un sud de caz interesant Deci așa cum are drag în program, să știi, Sandor Alex, te rog, ne poți vorbi puțin despre SEO pe YouTube. Dragul meu, Alex, SEO pe YouTube trebuie în primul rând să cauți Tube Buddy, Tube Buddy. Trebuie să cauți acest program. El știu că se plătește o sumă modică lunară ca să poți să vezi cuvintele cheie, numărul de căutări, de fapt, pentru fiecare interogare în motorul de căutare intern al YouTube. Și ce trebuie să ții tu minte este ca materialul video pe care tu îl faci este să fie foarte relevant cu topicul tău, să introduci cuvântul cheie sau cuvintele cheie și să ai un CTA, un call to action în video, astfel încât oamenii să fie atrași, să te găsească și să uh, urmărească videoul tău, să ai o descriere foarte persuasivă în care să introduci cuvintele cheie, să folosești hashtag-uri și să te folosești de toate recomandările lor pentru a-ți optimiza contul, practic, de uh, YouTube. Da? Să pui uh, acele thumbnail, uh, să pui acele video recomandate, să faci liste și așa mai departe. Da? E mult mai simpluți. SEO pe YouTube. Ți-am eu personal nu fac, dar ți-am spus și eu din experiența mea cam ce știu. Tatiana îmi zice, cum faci eu când dai site-ul în mai multe limbi și vinzi worldwide? E bine, Tatiana, aici există două tehnici. Fie faci site în mai multe limbi, cu versiune în mai multe limbi și traduci perfect versiunea, să zicem, din limba română sau din versiunea limbii principale care este setat by default site-ul tău și în celelalte limbi, însă, sincer, ca să poți să vinzi worldwide acum trebuie să te gândești un pic la strategie. ori gen către cei vorbitori de limba engleză și vin și către, să zicem, Canada care vorbesc poate engleză, Australia care vorbesc pe engleză, Africa de Sud, Anglia, Scoția, Statele Unite și așa mai departe, sau varianta ideală, din punctul meu de vedere, dacă ești doar pe anumite țări și nu ești chiar la întreg mapa mondul, este să faci site-uri și să cumperi domenii din țara lor. Dacă ești pentru, pe Germania să cumperi DE, dacă ești pe Ungaria să cumperi punct HU. De deci ce? E vorba de încrederea oamenilor din țara respectivă de a cumpăra ceva de pe site-ul tău. Dacă văd un site, să zicem HU, poate n-aș cumpăra de la ei neapărat, mai ales că românii sunt sceptici. Da? Și ceilalți din alte țări la fel să știe exact ca românii. Ioana mă întreabă cât se câștigă din SEO, cât de greu să începe o carieră pentru, toată lumea caută, pentru că toată lumea caută oameni cu experiență. Pe foarte, foarte scurt, Ioana, hai să zic o chestie. Eu cum am apucat de SEO aveam salariu de 1800 de lei, m-am băgat doar în sistem să învăț meserie, am prins meserie și după aceea mi-am crescut singur salariul. Dar poți avea salarii foarte bune, poți ajunge chiar și la 8.000 de lei dacă ești șef de departament 6.000-8.000 de lei dacă ești șef de departament de SEO, dar acolo chiar trebuie să fii foarte, foarte bun Un salariu de început probabil un 2.500 de lei pentru început, 2.300 până prinzi experiență măcar un 6 luni de zile După aceea poate să-ți salariul la un 3.500-4.000 de lei în funcție de cât de dedicată și bună ești Pe ceea ce faci și poți ajunge și la mai mulți bani în funcție de responsabilitățile pe care le ai Eu personal plătesc între salarii între 3.000 de lei și 6.000 de lei uh, pentru parte de SEO în funcție de experiență la fiecare. Ioana, cum să facem, cum să, facem să ne angajeze angajatorii fără experiență? Uh. Păi, dacă te înscrii în program, eu îți garantez că tu te poți angaja junior în orice agenție de SEO, pentru că vei avea o bază foarte, foarte puternică. Dar atenție, dacă vrei să faci această meserie, îți recomand să ajuți foarte mult colegii pe topicurile deja și pe lucrurile pe care deja știi să le faci și cineva are nevoie de ajutor, ajută-l, pentru că tu ajutându-l pe celălalt de lângă tine, tu o să-ți însușești și mai bine acea abilitate. Vei ști să o faci și mai bine cu cât faci mai multă practică, cu atât vei ști să o faci și mai bine. Și atunci îți garantez 100% că tu o să-ți găsești de lucru ca și specialist SEO. Sunt pline site-urile de anunțuri de joburi de meserii de specialist SEO. E plin și pe grupuri, se întreabă și pe peste tot. Cu oamenii, agențiile caută și nu prea găsesc oameni. Bun. Bogdan, cred că ți-am răspuns și ție cu plata. Mihaela, dacă introduc într-un fel sau altul cât mai multe cuvinte cheie în titlul sau un text pe pagina homepage a site-ului WordPress, este eficient pentru creșterea organică? Activitatea mea este stomatologia. Mihaela, draga mea, nu se face SEO în felul următor să introduci uh, multe cuvinte cheie care, unde poți să faci pagini dedicate în homepage, ci atunci trebuie să faci pagini dedicate pentru fiecare tip de serviciu pe care tu îl oferi. Să zicem, de exemplu, proteze dentară, protetică dentară, dacă vorbești despre ea. Să zicem, aparat dentar, poate aparat dentar în funcție de material, safir, invisalign și așa mai departe, invizibil. Să zicem că vorbești despre paradontoză, cauze, cauze simptome, tratament. Dacă dorești să te scrii la curs, să știi că aici vei învăța garantat 100% cum să faci toate aceste lucruri, să scrii pagini dedicate. Dar nu merge cu cuvinte cheie, cu topicuri unde poți să faci pagină dedicată pe aceeași pagină pentru că nu o să cu niciunul. Trebuie să ai fiecare pagină, trebuie să ai, aibă un scop și un topic principal. Ăsta e sfatul meu pentru tine. Cu mare drag Sandor și Cristie. În ce zi a săptămânii o să fie live-ul Bogdan? O să fie lunea. Da? Lunea o să fie. Alex, cu mare drag. Nicolae, m-am înscris, de-abia aștept să vedem ce iese. Am un magazin online pe Onisio Home Deco cu competiție groaznică de ridicată. Știu, Nicolae, am lucrat pe Home Deco uh, și uh, lucrez în continuare. Da. Uh, felicitări, mă bucur tare mult că te-ai înscris și bine ai venit în uh, echipa mea. Bogdan, uh, îmi pare rău, acum am văzut uh, mesajul tău. Uh, să știi că eu până ajung la ultimul uh, comentariu, durează un pic, că sunt destul de multicele. Da? Am zis, ca și salariu, m ai întrebat un pic de uh, cu cât plătești un angajat să facă SEO dacă ai agenție. Da, plătești între 3000 și chiar și 8000 de lei poți să în considerare în funcție de experiență și poziția pe care o are junior, middle și senior sau head of department. Bun. Uh, Florin, mulțumesc foarte mult, Mihai, ești un formator SEO foarte bun. Cu mare drag, Florin, mă bucur tare mult că sunt de folos informațiile, am să te recomand. Mulțumesc tare mult. Contează foarte mult pentru mine acest lucru. Pentru mine personal zice Florin că am făcut minuni. Mă înclin în fața ta, Florin, și îți mulțumesc tare, tare mult. Dragii mei, cei care mai aveți întrebări le puteți scrie pe pagina de prezentare. Intrați și vedeți oferta și acolo o să vedeți. jos de tot o să aveți și un e-mail și un număr de telefon dacă aveți nevoie de detalii legate de partea organizatorică a acestui program. Cei care doriți să colaborați cu mine, vă las aici un e-mail, ro, îmi puteți să îmi scrieți aici sau dacă aveți întrebări legate de SEO, îmi puteți scrie pe această adresă de e-mail, vă răspund cu mare drag. Da? O zi maxim două până răspund la fiecare, dacă sunt foarte, foarte multe. Ioana îmi zice că e mai bine să înveți întâi cât mai mult și după aceea să faci freelancing. Clar, Ioana, clar, normal, n-ai cum să faci freelancing părerea mea proprie și personală. N-ai cum să faci freelancing dacă tu nu știi ceea ce faci. Foarte important ca tu să fii stăpână pe niște tehnici și să ai măcar un proiect, două, trei, unde să faci treabă înainte de a lua proiecte pe bani, ca tu să fii sigură că ceea ce faci, faci bine și să îți crească inima, practic, când vezi că vin anumite rezultate. Da? E important ca tu să ai încredere în tine, în primul rând. Eu, înainte de a face freelancing, am vrut să fiu sigur că sunt bun pe ceea ce fac. Bun, Dragii mei, cred că n-a mai rămas nicio întrebare de răspuns. Dacă mai e cineva, acum e momentul, vă rog, dacă sper să nu fi uitat pe cineva. Nu mai uit un pic prin, prin, comentariile voastre. Bun, mulțumesc că ia să vedem, zice Bogdan, s-ar putea face și vine sau sâmbătă live. Din păcate nu se poate face, Bogdan, am făcut acest webinar astăzi. Nu știu momentan când voi mai avea un alt webinar. Dar se ocupă echipa mea Cum are drag și mă bucur tare mult că ți-am răspuns la întrebare Dar să nu uh, fi omis pe acolo Bun, perfect Dragii mei, mulțumesc tare tare mult că ați rezistat eroic uh, Chiar două ore, promisiunea a fost de o oră și jumătate Dar am avut foarte multe de discutat uh, Pentru sufletul meu, așa vă rog frumos Lăsați-mi în chat uh, cum a fost acest webinar pentru voi Într-un singur cuvânt sau într-o propoziție foarte foarte scurtă E important să știu că vă livrez valoare și că timpul vostru s-a meritat. Cei care doriți să vă înscrieți în program, acum e momentul pentru că deja se formează, se formează întreg programul și oamenii deja au început să se înscrie. Și vă aștept cu mare drag să aprofundăm și să vă învăț tot ceea ce știu eu. Și ceilalți care ați participat, ca să luați un pic de informație, vă mulțumesc tare, tare mult pentru acest lucru și ne mai auzim cu o altă ocazie, când poate voi mai face un webinar sau puteți să-mi urmăriți pagina de Facebook și mai postez acolo lucruri interesante pentru voi. Cristiana Marilena îmi zice foarte interesant. Bogdan mă întreabă cât se cere pentru un proiect. Scriem un e-mail dacă ai un proiect și discutăm, Bogdan, să știi, depinde de nișă, depinde de foarte mulți factori. Eu, Nicolae, interesat și binevenit, cu mare drag. Gabriela, foarte bun webinar, mulțumesc, mulțumesc și eu, Gabriela, foarte, foarte, foarte mult. Cristiana îmi zice interesant. Adrian, mulțumesc pentru informații. Cu mare drag, oameni buni, o seară frumoasă și ne vedem cu mare drag cu altă ocazie. Cei care v-ați înscris în program, ne vedem la curs că începem curând. Voi deja veți avea acces foarte, foarte rapid la materiale. Ceau, ceau! O seară frumoasă și numai bine! Ne auzim! Ceau, ceau!